vecini și tot, tot a fost foarte, foarte mult de muncă. Aș mai fi avut un pic de scris la el, dar n-am dat zbraca pentru că am zis că o să-mi cer permisiunea dumneavoastră să îl aprobăm în ședința următoare, împreună cu procesul verbal pe care îl tehnoredactăm astăzi, da? Sunteți de acord? Da. Ce este pentru? Așa, oricum eu vi-l transmit dumneavoastră celor care nu au e-mail în public, celor care au e-mail pe... Am înțeles. Avea cuvântul domnului primar să prezinte ordinea de zi a ședinței. Către toate, domnii consilieri, către toate doamnele și domnii și toți domnii consilieri, în conformitate cu dispoziția articolului 39, alineatul 1 și alineatul 2 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Sunteți invitați să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești în data de 09 septembrie 2016, orele 13, la sediul Primăriei Comunei Bârsănești, în sala de Consiliul. Proiectul ordinei de zi este următorul. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, care să ducă la corelarea statutului cu prevederile legale în vigoare, precum și flexibilizarea funcționării structurilor asociației în sensul clarificării atribuției Consiliului Director, inițiator domnul Botezat Ogelu, primarul Comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activităților de administrare a celulei 2 în cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Inițiator, domnul Botezat Ogelu, primarul Comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitate de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. Inițiator, domnul Botezat Ogelu, primarul Comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitate de eliminare depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului de țean de deșeuri conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău, inițiator domnul Botezat Ogelu, primarul Comunei. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adic, inițiator domnul Botezat Ogelu, primarul Comunei. Și punctul 6. Raport privind modul de pregătire al unităților de învățământ pentru începerea noului an școlar 2016-2017. Prezentat de doamna director, Cristia Rodica. Dar să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu sunt totalitate. Vă propun să începem cu punctul 6. Dar ce doamna Cristia are de rezolvat alte sarcini pe linia pensiei. Păi, de cuvântul doamnei Cristia Rodica, directoare a școlii generale. Da. Așa cum se obișnuiește în fiecare an, noi, în fața dumneavoastră, trebuie să venim să expunem modalitatea sau modul cum ne-am pregătit pentru începerea anului școlar. Fiind în 12 septembrie, avem festivitatea de deschidere a noului an școlar 2016-2017. Așa cum știți și dumneavoastră, în comuna noastră avem școala cu structură, școala cu personalitate juridică Bârsănești, școala gimnazială Bucurul Bârsănești, cu celelalte structuri, școala gimnazială Brătești, școala gimnazială Albele și școala primară gimnazială Caracu, școala primară Albele. La toate școlile aferente avem și grădinițele pe structuri. În raportul respectiv am expus la fiecare unitate ce am făcut, ce este important pentru acum începerea anului școlar, în afară de procurarea manualelor, ceea ce depinde de inspectoratul școlar, noi am procurat o parte din manuale, atunci când a fost mașina ridicată, urmând să mai asigurăm un procent de 10-12%. Ne-am pregătit la toate școlile. Am făcut lucrările de igienizare, lucrări de reparații curente, acolo unde s-a închis cazul. Pregătirea sălilor de clasă, igienizare, reparații curente. Ce este nou? S-au întârziat lucrările, dar din vina noastră,
primăriei faptul că școala corpul de clădire corpul B al școlii gimnaziale Vârstănești sunt lucrările sunt în curs de executare și noi sperăm că se vor efectua în timp cât se poate de scurt, să spunem, dar și în funcție de ordinea lucrărilor și de timp. La fel, la școala gimnazială Vârstănești este prevăzut și avem contractul pentru amenajarea terenului de sport, așa cum știți și dumneavoastră. Iar la școala gimnazială Brădești, cred că în scurt timp se vor demara și acolo lucrările cu cele două săli de clasă și cu sanitate. Problema, să spunem așa, mai arzătoare este la școala Brătești fiind grupul sanitar afară și acolo având acces și lumea din sat, pentru problema care nu vă va cunoscut acum să știe. Acolo e problema numărul 1 cu vidanjarea, deci în cursul zilei de astăzi se finalizează și această lucrare. Pregând la celelalte școli avem condiții apropurente la Vârstănești, la Vârstănești, așa, numai acolo lasă de dorit, dar lucrarea, cel puțin așa m-au asigurat domnul primar, domnul viceprimar, când spun timp se vor obține și avizele de care este necesar pentru demararea acestor lucrări. Cu privire la provizionarea cu material de plus, noi am făcut în proporție de 50%, urmând am luat o hotărâre ca pentru școala Albele să aducem din pădurea care și să vedem cu ocolul silvic, asta în cel mai scurt timp să ne-au promis că se va asigura transportul, adică să facem și niște calcule, mai scădem din cheltuieli și tot plătim paza pădurii și am vrea totuși să beneficiem și de această de acest material de nostru, măcar pentru școala Albele. Altceva pentru ce vreau școlar, nu pot să vă mai spun decât și pe linie de învățământ, noi ne-am s-a ocupat cu personal didactic calificat, suplinitor acolo unde a fost cazul, iar urmând ca în cadrul ședinței de astăzi și am înțeles că și luni va fi o ședință la inspectoratul școlar, privind metodologia de ocupare a posturilor din învățământ, până cel târziu luni marți, catedrele și posturile rămase vacante sau rezervate se vor ocupa. Depinde direct de inspectoratul școlar. Deci noi trebuie să primim și să dăm situațiile care ni se cer aproape, deci așa, la limită. Pentru că, neavând posturile ocupate, noi trebuie să cerem. Atunci inspectoratul școlar este în strânsă legătură cu noi, iar noi la fel, că avem nevoie de cadre și cadre calificate, ca să spun că deci toată lumea dorește și cei care aveți copii sau așa doriți să aveți cadre bine pregătite, ceea ce ne dorim și noi. Ca să fac o paranteză, anul trecut am avut la clasa 8, mă refer, o majoritate de 100%. Toți copiii au fost incluși la licee. Evitându-se oportunitatea de a merge la școli profesionale, o parte din ei au preferat să meargă chiar la școli profesionale, pentru că acolo ei sunt cu calificare și gândesc că poate e mai oportun să avem și posibilitatea aceasta. Alte probleme nu pot să le aduc, decât ceea ce avem noi pe linie de învățământ cu ocuparea posturilor și ceea ce trebuie să mai facem în perioada imediat următoare. Dacă dumneavoastră știu, mai aveți, în afară de lucrările care sunt într-un curs de desfășurare și noi cum vedem cu numărul de elevi, avem clase simultane, au mai venit copii, au mai plecat copii. Situația peste tot așa este. Ei au dreptul și părinții, și bine, părinții cu copiii, normal, de a pleca, de a veni, sunt alții care s-au întors din străinătate sau alții care au venit din alte... Deci asta e. Deci numărul de copii este în scădere, ca să știi. De exemplu, la anul avea clasa 5-a. Se vor intra posturile în restrângere. Deci la toate disciplinele. Dar asta este situația. Mergem înainte. Noi facem ce depinde de noi, ca și cadre didactice, să asigurăm o bună pregătire prin profesorii și cadrele pe care le avem. Iar de numărul de copii, ce să spunem, asta este situația generală, nu numai la școala Vârstănești. Ei au dreptul să transfere. O parte care au fost, s-au transferat în oraș, să știți că nu spun la modul, s-au reîntors. Deci este dreptul lor.
Manualele? Manualele am asigurat așa și urmează de la inspectoratul școlar, așa, urmează să mai aduc o parte din manual. Ei, până una alta ne mai putem folosi și de cele care sunt în bune condiții să le putem asigura. Oricum se tăbăresc pe primărie să ducă lemnul de foc. Asta e cea mai mare problemă. Să știți că nu am rămas. Deci nu am. Dat banii de pe școală, școala are personalitate juridică. Da, și de asta am zis că achiziția vrea, pentru că tot plătim paza la pădure, măcar pentru școala Albele fiind mai aproape de școala Albele, să beneficiem din materialul nostru pentru acolo. Cu ocazia asta mai reducem și cheltuielile. Cum a spus? Pădura Ionii care parchet la Peruca. Da, ne-am asigurat că o să facă și transport. Nu. Adică asigură ei transportul până în curtea școlii, unde noi o să ne ocupăm. Ia depozitat și așa mai departe. Pregătire. Și cum este cine asigură? Mai așteptăm. Deci așteptăm. În momentul în care primim o adresă oficială, atunci putem să spunem că va urma promul și lapte. Da. Am înțeles, dar este la nivel de zbor sau pot să spun decât când ai primit adresa oficială, că se vor da legume, fructe, scuzați, se vor da fructe. Sau mai da, mere. Da. Asta nu mai depinde. Dacă dumneavoastră mai aveți ceva de... Alte discuții, dacă... Da. Eu vreau să deschidem o discuție sau o propunere, sau o dezbatem eventual aici în Consiliu, referitor, cum amintea doamna director, la accesul prin curtea școlii la Brătești. Da, e o problemă veche. E o problemă veche. Aș dori, dacă se poate, din partea primăriei, să găsească niște soluții, să îngrădească accesul unde, dumneavoastră știți, doamna director, cum e la elevi acolo, accesul către așa. Să facă un gard acolo, la marginea terenului, să facă o poartă eventual, dacă vor să folosească... Să delimităm terenul. Așa, să delimităm. Dacă aparține școlii și terenul de fotbal, să instituim un administrator, să ne administreze bine acolo, acolo intră care cum vrea. Pereții școlii, deci efectiv, izolația aia cu plasă, e trasă de ea, efectiv. Nu sau... avea niciun control acolo, vă spun, în moment. În fine. Toată lumea din sat, dacă nu există posibilitatea să instituim un administrator, să îngrădim cum trebuie școala, măcar să instalăm niște camere de supraveghere. Asta le avem în vedere, s-au făcut... Știu, nu, dar zic, eu pun la discuții față de, Consiliul Local și rog pe domnul primar să facă o delimitare. Ori închide, îngrădește spațiul școlii, cu curte, cu toaletă, cu tot ce ești cu accesul elevilor. Delimitează de terenul de fotbal, fac acces separat pentru terenul de fotbal, pentru că acolo în continuu să strică la școala aia mereu. Să rupi efectiv, ne-am uitat împreună. Deci există legislații în domeniu pentru cei care pătrund fără drept în incinta instituțiilor publice, inclusiv la școli, și ca atare ar trebui să fie pus în practică, Dar vă rog, domnul primar și doamna secretar, consemnați, vă rog, lucrul ăsta, să luați măsuri cât mai curând, să ajungem la o situație. Ori îngrădim, ori punem camere de supraveghere, ori instituim un administrator. Că să distrugi în continuu, ați văzut. Da. Nu știu cum se cheamă acolo, tehnic. Lambriul ăla de sus, nu știu cum se denumește tehnic. Și ăla-i să reclamă și cât mai. Este camera, sau s-ar putea să-și îngrădească. Deci ar trebui, dacă nu, să facem un gard. Delimităm. De ce să văd? Deci, dacă îmi permiteți, deci există drum pe lângă școală, este drum de acces, care cei care locuiesc acolo proprietari au dreptul, adică au posibilitatea să iasă. Așa. Vă rog să îngrădească terenul și curtea școlii, să pătrund tot felul de persoane, de cetățeni în curtea școlii. Sticle de băutură pe toate scările, sticle sparte de băutură, deci vă rog frumos. Dacă se poate. Consemnați, domn primar, haideți un pic, poate găsim o soluție, facem un gard. Și o plasă sus, ca să ne bată mingea când... Adică nu se poate închide. De ce să nu se poate închide? Este spațiul școlii, este spațiul... Nu putem să-l închidem, adică e drumul de acces al oamenilor care... Păi asta am spus acum, doamna director. Doamna director, este drum... Delimitat. Este drum de lângă școală, și iese de unui stație de autobus. Este drum. La ce să mergi pe curtea școlii? Nu mai spun că folosești toaletele. Nu mai de aia, adică asta e greutatea și la noi. Haideți să delimităm. Deci trebuie să facem acurat pentru ce? Pentru unul care a venit. Haideți să delimităm o instituție publică. Și eu de deplasare, o curentă a cetățenii.
cel mai bine. Deci, dacă se delimitează, la ora 3 când se termină sau programul școlii... Dar nu ne interesează, da? Deci, acum, hai să luăm pe ansamblu, pe comună. Toate școlile din comună sunt grădite, au gard frumos, nu pătrunde nimeni în incinta școlilor. La noi pătrunde cine vrea. Înțelegeți? Aici e situația. Delimităm frumos, dezbatem la ședința următoare, vă rog să o propuneți pe ordinea de zi la ședința următoare. Să o dezbatem, să găsim niște materiale, să îngrădim acolo. Cetățenii care, deci cu toată supărarea de s-or supăra pe mine sau nu și cetățenii din Brătești, este cale de acces, este cale de acces și este exact la stația de autobuz acolo, unui magazinul, nu dau nume, că nu să nu fac publicitate neconcurențială, să zic așa. Este drum de acces, să meargă acolo. Că și cei care vin din alte părți ale satului să vină la autobuz, vin din unde vin și tot acolo ajung și ei. Că noi nu putem să-i oprim pe cei care joacă fotbal. Păi nu, dar eu asta am spus. Dacă terenul aparține școlii, atunci îngrădim tot spațiul și instituim un administrator. Dacă terenul, conform legii, nu aparține școlii, este în administrarea primăriei, îi face acces separat. Deci, se poate face o parte mai se poate face sunt posibilități. Se poate face școala să rămână separat. De asta aș vrea ca școala să rămână deci separat. Totodată vă rog să permiteți accesul ca și oameni de sport să facă pe teren. Facem o poartă de acces cu intrare numai dinspre școală, cu cheie sub cheie și la să găsească așa. Și să nu mai vină domnule care cum vrea, cum are chef din acolo. Terenul n-ar chestia școlii. Bun? Da. Nu știm dacă aparține. Nu președinte public, nu. Domnul președinte, noi nu trebuie să ne punem oameni în cap, domnul Cosel, cum a zis dumneavoastră, noi nu trebuie să ne punem oameni în cap. Că se duc, ei se duc să joace fotbal. Îți rupi și poartă, îți rupi tot și noi. Și noi se delimităm școala. Noi avem nevoie de școală. Terenul ce se facă la terenul? Cum e la școala la Brătești? Cred că știți, ați văzut tot ce mulțumesc. Da, într-adevăr, este o cale de acces. Dar fără supărare și cetățenii de la noi trebuie să înțeleagă. Așa cum fiecare școală își administrează bunurile, își pregătesc copiii, vor să asigure o independență față de restul public, așa vrem și noi la Brătej, așa aș vrea și eu. Păi se degradează. Aici era problema vis-a-vis de școală. Dacă nu se poate, de ce asta zic? Din următoarea propunere, nu se poate. Asta e în camere de supraveghere, că ați văzut. Trage efectiv din pereții școlii noastre. Partea aia, că e mai înaltă pentru copii. Eu zic să fie. Au curat efectiv de la problemă. Da, știu că s-a mai întâmplat doamna Drecă. Am mai curat și scânduri de prin gard și mă rog. E urât. E urât așa ceva, da. De asta facem poartă în momentul când s-are mingea. Vă rog frumos dacă se poate. Să o punem pe ordinea de zi la următoarea ședință. Să găsim niște posibilități, că poate nu ar fi niște costuri chiar atât de ridicate. Măcar știu acolo cât de cât de lângă. Să faceți și niște informări către cetățeni, să nu mai folosească mod. Eu atât am capăt. Eu propun, doamna directoare, dacă are posibilitate, să fim un pic mai puternic. Profesori, poate reușim și noi la sfârșit de an, când se duc la examen, să avem scorul ăla mai mare. Păi deja mai am este spus foarte, de bine, faptul că sunt acum o bine de școli profesionale, fiecare își cunoaște nivelul. Dacă dumneavoastră vă implicați la profesor, da. E treaba mai bună, știți? Nu, Georgescu, noi avem și noi inspecții de la inspectorat, de altă parte răspund limba. Știm foarte bine ce avem. Păi este vorba și de copii, de treabuie ereditară, să spun așa. Și familia cum ajută copiii. Nu poți să lași un copil, vine la școală și tu nu mai ocup de el. Acum și părinții se uită pe internet, o să zici, bă, uite, școala de la Bursănești, uite, o progresat, o făcut, să zici, bă, e tot cu eu. Dar așa se întâmplă. Eu vin în ajutorarea doamnei director cu problema asta și este următor. Deci procesul de învățământ nu se rezumă la școală strict. Noi trebuie să ne ocupăm și acasă cu copiii educația. La școală nu este spațiu necesar să predeți materia care cum mai vrea să iei din față. Mai trebuie să acasă. Dacă îmi dați voi să vă spun. Deci, ăsta e al cincilea. Deci școala Bursănești, per total comun, a înregistrat un progres în fiecare an la evaluare națională. Dacă atunci când am venit erau 30% procente, probă o majoritate la evaluare națională, acum am ajuns la 60-70%. Adică eu nu că sunt foarte mulțumită, dar față de ce a fost,
Aici mai sunt mai mulți factori. Eu să știți. Familia, copilul, interesul, adică nu poți să dai vina acum să chiar să înțeleg foarte clar. Și părinții am văzut și eu parte din poate judecăm greșit. Nu este vinovat pentru copil care nu reușește și așa nu este vinovat profesorul. Deci să nu dăm vina să nu învățăm să aruncăm totul vina pe profesor. Profesorul vine și face datoria, iar copilul ajunge acasă, stă 3-4 ore afară, ajunge foarte obosit, părintele poate ajunge și el pe la 8-9 și nu îl mai controlează nimeni. El a doua zi nu știe nici cum a plecat de la școală din ziua respectivă. Adică sunt mai mulți factori, adică să nu, eu nu iau apărarea profesorului, dar pentru că am la catedră și știu exact ce înseamnă. Adică am citit copilul și știu, adică am experiența, nu știu unui cuvânt. Da, adică și familia, adică nu sunt mai multe. Oricum, să... pentru progresul făcut, eu vă fericit. Deci, mulțumesc frumos, dar să știți că progresii s-au înregistrat, cel puțin din când am intrat eu, deci noi am mers în un procent ascendent, să spun. Și, da, cred, gândiți-vă că am pus mâna și nu că am pus mâna, adică m-am interesat și cu postul, posta conducerii, că nu am nimic cu nimeni. Dom'le, dacă școala care acolo trebuie reabilitată, am reabilitat-o. Am deschis ușa la parcă, unii trebuie, la inspectorat, unii trebuie, la prefectură. Ei, școala era pe punctul, doar acum știți și dumneavoastră, de a se desființa. Învățând în spațiul ăla la grădiniță, deci nu erau condiții, erau condiții, eu mă adaptez, că mă adaptez în orice condiții. Nu vreau să spun acum că rapide, dar mă adaptez. Dar copilul și părintele, vede un confort sporit, vede un calculator, vede o sală de lectură, vede altceva, vede o baie, copilul duce și spală, este cu totul altceva. Și eu zic că noi facem în continuare eforturi de asta și cu sprijinul dumneavoastră și normal că lucrările astea nu se fac până în cer ca director și cu școala Bârsănești, pentru că fiind școala de centru, deci era urgența numărul 1 care trebuia reabilitată, cred că o am cap, sala terenului de sport la fel și la Brătești, care eu credeam că se va ridica problema, dar am venit eu cu așa să aduc la cunoștință că se... va efectua și această lucrare de reabilitare a grupului sanitar, care e imperios necesar. Deci nu se poate în condițiile. Până atunci noi ne ocupăm de deratizare, dezinfecție, tot ce înseamnă să nu avem probleme cu focar de infecție. Și da, sperăm că o să facă și o să obținem cu sprijinul domnului primar, domnului vice, pentru că, cum știți, multe avize care se întoarce, care și tot așa iau de la capăt. Dar asta e. Noi, adică avem datoria să ne interesăm. Atât cât suntem în locul respectiv, să ne facem datoria așa cum trebuie. Și eu pe această pistă merg, adică acolo unde sunt, trebuie să îndeplinesc datoriile și sarcile, atât pe linii de învățământ, cât și pe linia administrativă. Și asta. Domnul primar cu școala de la Albele știe că și vrea să ajute să facem acoperișul și ca să nu... Da, asta, da. Poate am mai spus de ei, da, să nu luăm din timp ca să nu... Luăm din timp ca să nu ajungem la nivelul la cum e credința de la Dunăvăi. Da. Știi, domnul primar are un obiectiv treaba deci asta, cum se are o posibilitate. Deci noi trebuie școala de copii, deci nu mai avem gimnaziul la altului. Trebuie să luăm niște măsuri, să acoperim, pentru că lucrarea a fost făcută așa, i-am timp, s-a degradat. Și plouă școală. Și nu știm pe viitor că trebuie să o conservăm. Adică trebuie să ne îngrijim de pe acum, să nu lăsăm să cadă și după aceea să începe să repară. Dar deja problema este în discuție și am înțeles că domnul primar a găsit pe o firmă care dar lucra cumva și, să spunem, da, o parte. Da, depășuiește de bani. Depășuiește, da, da, o să spun chiar de lucrează grad. Pe datorii la care e, da. Pe datorii, da. Deci avem în vedere și conservarea, adică și școala. Nu sunt copii acolo, frate, putem să facem un club de asta, joc. Nu lăsăm să dărâne. Adică deci, asta este. Da, cu Honda o fi trag la răspundere. Pentru bătrâni, pentru... Păi tocmai exact ce spune domnul consilier. Pentru, nu să știm, adică vreau să știm și destinații. Doamne ferești de alte calamități. Ai acolo un spațiu, te dus, dar ai un spațiu. Așa să beneficieze și primărie de ceva. Acolo, că poate face o taxă una alta și vine banii la buget. Și care, banii care vin de acolo, de la școală, aia, putem să-i transformăm la școală, vezi, la școală, ce avem nevoie, facem asta, facem asta. Și asta se poate. Bun, eu am propus acum o 3 ani să înființăm concursul de poezie Ion Chiriac la nivel de comună, în prima fază, după aia să încercăm să-l dezvoltăm. Putem să începem? Da, putem să începem.
ne putem, mai ales că... Dacă cu și cu alte... Da. Deci o să ne debară să facem. Am luat legătura cu familia, deja m-au trimis dar asta ne trebuie să acum... Da. Deci avem în vedere. Deci avem în vedere. Păi suntem deschiși. Ca am trecut când am fost la activitatea aia de Crăciun. Poate parte din dumneavoastră a spus, am răspuns copiii, am venit, ne-am implicat, nu... Deci așa este frumos, poate și școala. Dacă copiii nu vin, înseamnă că... Deci mai trebuie să răspundă acolo, nu se vede. Da, este o inițiativă bună, face parte și din, să zicem așa, din cultura noastră locală. Am să luăm un foie de arhie din satul Caraclău. Da, și este o idee bună. Deci să mai desfășurăm și alte activități culturale, nu ne axăm numai pe un segment sport, să mai fie și alte activități culturale. Da, și este foarte bună ideea. Cât mai mult, cât mai bun. Vedeți, că ne dezvoltăm și noi pe plan local aici. Bun, alte discuții dacă mai sunt. Noi mulțumim, doamna directoare. Urăm succes atât cadrelor didactice cât și elevilor. Și sperăm ca și părinții, așa cum ați solicitat, să fie alături și de școală și de copiilor. Noi vă felicităm. Mulțumim frumos și dumneavoastră multă putere din suflet. Bună ziua! Bună ziua! Continuăm în afara ordinii de zi. Domnul de la Enel vine să ne facă o propunere. O să, în prima fază, o să ascultăm. Puteți să veniți mea astfel. Mă numesc Dumitru Sârcu. Reprezint compania Postomatică. Nu vreți. Deci, reprezint compania Enel Energie Muntenia. Suntem o firmă de tradiție în România, din 2005, ne ocupăm ca și domeniul de activitate cu furnizarea de energie electrică. În momentul actual, piața din România, dacă nu știu dacă câtă lume știe, că din 2014 s-a liberalizat piața energiei electrice. Știați cam majoritatea? Da. Parte, da. Da. Parte de informații, da. Da, deci s-a liberalizat piața energiei electrice. Și asta ce presupune? Că orice consumator casnic, fizic sau juridic, poate să-și aleagă, prin libertate, consumatorul. Deci are voie să-și aleagă orice furnizor, după cum dorește. În momentul de față, la nivel de țară, sunt peste 80 de firme, dar prioritară și în momentul de față, ca lider de piață și oferta cea mai bună, o reprezintă compania care sunt eu aici, în față să vă expun o ofertă. Ca și avantaje. Clientul nu trebuie să umble, să... ce ține de birocrație. Deci nu trebuie să se ducă la ONEJ, să stea. Deci se face foarte simplu. Puțin mai complicat este doar când intervine un client, când este decedat, să treacă celălalt client pe numele succesorului. Ori tată, fiu, soț, soție. Zona de distribuție rămâne tot aceeași. Deci nu se schimbă contorul, nu se schimbă absolut nimic. Deci tot ce ține de distribuție și orice problemă, e în distribuție, va sta la dispoziția clientului. Prețul pe kilowatt care pleacă din distribuție este de 16,50 bani. Deci ceea care reprezintă și oferta noastră. 16,50 bani este prețul pe kilowatt care pleacă din distribuție. Cu tot cu taxe de transport, servicii de sistem, ajunge undeva energia activă la 38 de bani fără TVA pe kilowatt. Nu știu dacă v-ați uitat vreodată cu factură la Ion sau ați știut să vă calculați vreodată factură. Niciodată. Deci niciodată. Deci, este atât de încurcată, cred că e făcută ca să nu înțeleagă nimeni. Anume, da. La o anumită perioadă le tot schimbă ca să te ducă în eroare. Da, pentru că când survine o majorare de preț, niciodată o companie nu spune.
Deci nu-ți spune ca și ție client existent al lor, domnule, ți-am scumpit lumina. Automat, neștiind să-ți citești o factură, nu știi care e prețul pe kilowatt, nu știi care e cantitatea, nu poți să-ți dai seama dacă a survenit o scumpire, ori o micșorare. Dacă sunteți drăguți, lasă pe om să termine, după aia nu știi să citească factura, dar nu știi să citească contul, care eu mă uit la el ca la pisica la calendar. Mai nu. Înțelegeți? Mai nu. Stați să vă spun. Nu corespunde niciodată, nicio factură nu corespunde cu contul. Da. Niciodată. Aveți contor nou? Nu, contor nou. Contor nou, da. Electronic. El citește de la el. Deci contoarele noi se citesc prin satelit. Aproximarea este foarte exactă, relativ plus sau minus 50 de bani. Spre satisfacția dumneavoastră, noi avem și posibilitatea ca clientul să-și dea singur indexul. Deci avem și o aplicație telefonică sau pe internet, ori la un număr de telefon. Vă citiți dumneavoastră indexul de pe contor, la finalul lunii, după date de 25, citiți indexul, sunați, spune, sunteți clientul Enel de pe piața liberă reglementată, dați codul de abonat, cât ați dat, cât kilowatt ați dat, atât plătiți. Când se face regularizarea. Domnul Georgescu, asta se vrea să spun. Da. Că nu știe, acolo tot apare tot fel de cifre. Nu știe care. Nu are care e 181 de apare. Deci când apare 1.81, sunt aia kilowatții consumați. Celălalt îți dă activ, reactiv. Toate cifrele alea ce reprezintă, s-a fișat pe contor. Domnul Vici, eu vă spun că e o realitate ce vă spun. Deci cum se poate întâmpla ca la sfârșit de an să vii la mine să-mi dai în 3 milioane 300 de lei să-mi iei energie electrică consumată, când eu am electronic, iei în fiecare lună, la trimestru, cum vrei să le, cum vii la sfârșit de an și spun, vă spun eu care e secretul, mai puternic, poate îl știți mai bine decât mine, să fură curent pe planul nostru, nu, pierde, așa, pierde, nu să fără, pierde. Sesizarea ați făcut? Și acel... Sesizarea ați făcut? Eu știu când am o problemă și sunt nemulțumit, trebuie să fac o sesizare. Vreți să vă explic deci, o fază? Deci ați făcut vreo sesizare? Dacă ne plângem nouă, nu rezolvăm nimic. Așa e, nu, dar eu în prealabil eu discut, că până la urmă dacă mă lipezi dumneavoastră, să zic că duielul să fie mare, că eu vă sun, nu vă las. Eu sun la 800, eu sun mereu la numărul ăsta. Și noi avem 0,7. Așa, și spune de acolo, domnule, pentru județul Iași apăsați pe 1, pentru județul Bacău apăsați pe 2. Apăsați pe 2 și începe o melodie. Așteptați. Mă țin și mă țin câte un sfert de oră la telefon. Aia e treaba noastră. De exemplu, contractul, pe cât timp va fi? Deci, în piața liberă nu există perioadă contractuală, dar noi ca să garantăm clientului, pentru că suntem o firmă care totuși încercăm să și ne demonstrăm calitățile, 24 de luni, asta înseamnă o perioadă de 2 ani, în România dacă survine vreo majorare a luminii, deci se scumpește lumina, clientul nostru nu beneficiază de nicio majorare. Dar asta nu înseamnă că clientul trebuie neapărat să stea. Deci, printr-o cerere făcută în termen de 21 de zile, el poate pleca oricând din companie, precum și noi putem să renunțăm la el, fiind rău platnic sau... Adică 2 ani va fi contractul, după 2 ani... Nu este perioadă contractuală, se garantează preț. Adică prețul de 0,... Da, 38 de bani pe kilowatt. Plus TVA vine 0,50. Da. Bun. Va fi... Ceea ce în România, în momentul actual, dacă căutați pe internet, nu veți găsi nicio firmă care să garanteze prețul. Bine, clientul cum trebuie să vă contacteze? Umblați dumneavoastră din poartă în poartă să faceți contractele sau... Deci eu pot să umblu și din poartă în poartă, dar mie mi-e mai ușor, cum am făcut și până acum, am făcut la Livreza, am făcut la Heregiu. Momentan fac pe primărie. Deci eu mă duc, las oferte, oamenii vin aici, nu este nimeni obligat. Omul este vine ca să-i spun, să-i explic. El dacă vrea să-și aleagă să încheie un contract cu noi, este alegerea lui. Dacă dorește să-și facă o prelungire de contract cu E.ON, este strict alegerea fiecăruia. Asta înseamnă libertate. Pe noi ne interesează ca să fie același preț, adică nu 2 ani stau cu prețul ăsta, după 2 ani de zile... După 2 ani de zile ne reîntâlnim să renegociem contractul. În momentul de față, tendința la nivel de țară, România este top 3 cel mai scump kilowatt din Europa. Deci suntem printre țările care avem cel mai scump kilowatt din Europa.
Dar noi am intrat în Europa cu lumina de vreo 2 ani de zile. Știați că până spre finalul anului 2017 orice consumator este nevoit să-și aleagă un furnizor de pe piața liberă? Nu știați nici lucrurile. Păi nu, eu lucrez cu cetățenii și am care s-a șosea, care au trecut la dumneavoastră la ei. Dar normal, da. Dar noi avem momentan într-o lună și o săptămână avem o piață de vreo 400 de clienți. Deci, care... Eu mai am o întrebare pentru cum să noastră. Noi avem o localitate bretonă. Noi niciodată, oamenii aia niciodată n-au curentul normal. Are 170, 160. Cum dumneavoastră... 170-160 la ce vă referiți? Cum dumneavoastră să spunem că Bârsănești o cadă de culoarea dumneavoastră? Cum dumneavoastră reușiți să remediați acest necaz? Deci, ca să prezint, nu am putut dacă îmi permite. Da? Dumneavoastră ne-ați prezentat un nou. Când veți prelua rețeaua de transport energie, așa cum este. Nu prelua rețeaua. Nu e vânzare. Dați puțin. Dar nu vă folosiți de infrastructura de energie care este instalată? Păi tocmai, dar să... Păi asta v-am ați prezentat, că vă folosiți de aceeași... Deci, păi este absolut normal. Infrastructură, da? Dacă e un... Îmi permiteți puțin? Da. Așa, deci vă folosiți de aceeași infrastructură. Ați testat-o în fiecare sat? Ați testat-o să vedeți ce energie furnizează, să spunem, e unul, să faceți o comparație. Ați făcut această testare? Măsurare. Nu cunosc termeni tehnici. Suntem de o lună de zile pe piață. Ceea ce a prezentat domnul Georgescu, da. Exact așa este, e problema în satul Brătești. Cei care spun la capăt de linie, tensiunea în timpul, pe timpul nopții și seara, abia dacă se ridică undeva pe la 170 de volți la priză. Nu. Dumneavoastră îmi spuneți lucrul ăsta. Eu închei contractul, dumneavoastră îmi garantați mie că îmi furnizați curent 220 la priză? Stați puțin. Eu n-am cum să garantez momentul ăsta, pentru că distribuția... Acum este o problemă legată de distribuție. Păi dar atunci, dumneavoastră, dacă vreți să veniți la noi, să ne faci, ne-ați făcut ofertele, doriți ca să contractăm. Eu, la ora actuală, noi plătim la Euron, plătim facturi cu care ne scrie pe factură că au 220 la preț, dar noi nu plătim atât. Asta înseamnă un fel de furt. Am înțeles. Ați înțeles? Ei, dacă veniți dumneavoastră, cum o rezolvați cu mine situația asta? Deci, cum? Bine că se va lua problema asta. Deci, spuneți-mi... Eu zic că ar trebui instalat un transformator, verificat sau măsurat tensiunea. Deci ce tensiune spuneați că aveți? Aproximativ 170 de volți seara. Domnul Gosea, dacă îmi dai voi. Deci eu, când am montat trei gatere aici în Bârsănești, am avut nevoie de energie. Da. M-am dus la... Era pe vremea în celul lăsat. După Revoluție imediat. M-am dus la Ireu. Deci, soluția ca să scăpăm Bârsănești de acest necaz cu energia, transformatorul de la Târgu Ocna, care alimenta Salina. Nu mai alimentează Salina. Salina și-a făcut... Ei, știți cât este? 1500 de metri. Atâta trebuie. 1500 de metri, un kilometru jumătate de stâlp și noi ne legăm de Târgu Ocna, de transformatorul de la Târgu Ocna și noi nu mai avem nevoie de Valea Tazlăului, de Sânduleni pe aici, că eu în fiecare dimineață renunț mă unii să ia curând. Ce terminați-mi de vezi? Domnul Georgescu, eu da, eu, în calitate de consumator de energie electrică, pe mine prea puțin mă interesează de unii să leagă și cum faci. Nu mă interesează. Nu, dar eu îți plătesc, facem contract, mie trebuie să-mi furnizezi energie electrică cum am semnat în contract. Că altfel, exact ce am spus mai devreme, poate fi considerat un furt, domnule. Înțelegeți? Pe mine nu mă interesează de unde să leagă. Prea puțin îmi pasă. Deci domnul este vânzător. Da. El exact cum vinde, el vinde prin rețeaua Euron Transport. Ce contract este chiar cu mine, domnule? Deci numai pentru kilowattul mai ieftin. Deci, atât, practic, cine răspunde? Dumneavoastră credeți că pe rețeaua sau... Păi înseamnă că dumneavoastră colaborați cu alte firme, probabil, mă gândesc. Eu reprezint Enel Energie și dumneavoastră sunt direct, lucrez cu firma Euron Distribuție, pentru că Euron Distribuție este o firmă, Euron Vânzare este altă firmă. Ați un contractat, probabil, nu s-a liberalizat piața. S-a liberalizat piața. Da. Nu, este o variantă. El care primește banul pe energie, el trebuie să ducă la cel care produce energia. Dar de ce nu-mi dai energia asta aici?
E simplu. Bine, dar asta în baza la o reclamație făcută de vreodată. Dar nu se face reclamație. Asta se zice. Sesizările astea, problemele legate, de v-am spus, de ce ține de distribuție, de tensiune, de tot, se fac la E.ON. Noi suntem cei care facturăm. Deci cantitatea energie toată care este dată, să nu credeți că o să vină alt tip de energie sau dacă se liberalizează și gazul, că tendința este să liberalizeze și gazul. Credeți că o să vină pe țeavă alt gaz la aragaz la dumneavoastră? Nu, se schimbe doar prețul. Mie să ne asigurați. Dar nu pot să vă asigur eu atâta timp cât momentan distribuția este o problemă pe distribuție. Și dumneavoastră nu interesează prețul. Păi, mare cică. Mare cică, nu am înțeles. Mini sau ars, okay. Toate da, astea de mine. Eu nu am dat de mine. Vă rog frumos, mini sau ars, toate astea de mine. Noi nu avem cu cine mai plânge. Asta e situația. Noi cu cine mai plânge. La distribuție, la distribuție te plânge. Păi atunci, domnule, veniți și cu reprezentantul de distribuție, domnule. Nu se poate. Deci distribuție este... Veniți cu el ca să discutăm și cu el. Eu am făcut reclamații la reprezentantul de distribuție. Pentru că compania E.ON este reprezentată de Atom, care e distribuție, noi plătim distribuția. Practic, dacă dumneavoastră vreți în momentul ăsta să mergeți la mine, dar eu consumator final, nu trebuie să-mi asigurați. Nu știu, dar luați legătura cu cea care distribuie. Credeți că dumneavoastră, dacă rămâneți în continuare la E.ON și plătiți atât de mult, rezolvați altceva? Nu, nu mă opresc. Nu, dar nu trebuie la dumneavoastră, am o șansă mai... Aici consumatorii, ăsta transformatorul ăsta de pe val, unii ajunge la prospel pe școală, sunt cei mai mulți transformatori. Până acum... Și cui să ne adresăm să mai punem un transformator? Da, domnul Miron, dumneavoastră până acum ați făcut sesizări la E.ON și ce v-au spus? Au spus că o să-mi comunice în scris. Acum cât timp? Să zicem, cred că nu ar fi de vreo două luni în urmă, cred că, aproximativ. Așa. Și cam cât timp v-a spus chestia? Nu sunt, normal, după... V-a spus, domnule, după legii trebuie să răspundă. După legii trebuie să răspundă. Și așa, după cum ați primit răspunsul dumneavoastră, că n-ați primit nicio informație, ca credibilitate, ce firmă credeți că este? Păi nu pot să pronunț numele firme. Nu pot pronunța. Nu este voi. Dar nu știți și dumneavoastră ce firmă distribuie la noi acum? Nu, eu știu. Tot în Moldova este... Știți că România cel mai scump curent se plătește în Moldova? Da, domnule, eu am înțeles. Deși și toți consilierii au înțeles altceva. Domnule, eu am înțeles. Dumneavoastră mi-a oferit prețul. Dacă... Pe ce mai e avantajul? Dumneavoastră îi dați distribuitorul. Dacă îi dați distribuitorul... Domnule, puneți în vedere, domnule, să vină până la, la consumatorul final, să ne aducă, domnule, curentul cum trebuie, noi îi plătim cum trebuie. Deci asta am vrut să scoatem evidenție cum înțelegeți. Am să discut cu cei de la ENEL să vedem dacă se poate face ceva. Domnule, eu am spus că ne trebuie un transformator pe zona noastră. Da, o să anunțăm, o să noi anunțăm. Noi nu avem cum să facem chestiile astea pentru că sunt legate de distribuție. Noi nu avem cum să... Noi avem zona noastră de distribuție. Și înseamnă că noi trebuie să-i dăm în judecată pe ei. Eu am ridicat problema la prima ședință. Absolut normal. Bun, o să
să ne susțină toți cetățenii, dăm în judecată că ai mediere și așa dată. Ar fi mai bine o mediere, așa zic. Nu există, nu. Deci ar fi mai bine o mediere între dumneavoastră ca furnizor și cel care mi-a sigur mie. O să încercăm să rezolvăm și problema. Asta este, domnule, la noi exact o stare. Dar eu nu pot să vă garantez. Sunt nevoie de transformatori, domnule, că sunt transformatori mulți probleme. Cui ne-a dat? Asta e. Păi că la nivel de satrei de transformatori. Eu n-aș putea să vă garantez dumneavoastră că aș putea să rezolv chestiile astea atâta timp cât există o problemă legată de tehnică și de distribuție. Nu pot să plătesc orice preț mi-a preferit dumneavoastră, în condiții care toată aparatura de uz casnic mi s-a ars. Nici mie nu pot. Așa este, așa este. Nici nu convine. Și dacă rămâneți în continuare, credeți că faceți un bine? Nu avem atâția ani. Dacă rămâneți în continuare pe același furnizor... Dar avem 25 de ani. Așa am fiu tot atâta cu curățenie. Așa am fiu tot atâta cu curățenie. Doamna Mariana, lăsați-mă să explic. Mie mi s-au ars toate aparatura de un scaznic. Că dar nu, n-am zis că-i venea lui de vină, eu mi-aș reușa atunci pentru mine. Ori nu aveți de la lui mai ieri, ori puteți altă mai ieri, tot aia este pentru mine. Tot aia este, pentru că... Nu, de exemplu, mă duc la o familie. Mi-i domnul să arde din prinsă tot. Ăla are 3 lei, ăla are 6 lei, ăla are 3 lei și nu-i fie. Mai puțin să termine. Da, da, da. Rugămintea mea este, mergem din poartă în poartă, contractul se va face și mai mult ca sigur. Da, dar eu o să am rugămintea poartă. Vă rog, de gheamine și de să poată omul să continua. Deci nu-i că... Și eu, și eu. Gata, gata, Mariana. Pentru că mi s-a întâmplat să prezentăm situația, că sunt probleme, nu așa că... Lasă să termine omul de prezentator și după aia putem mai discutăm la aia. Noi am despus niște facilități. Dacă vreți să le ascultați până la capăt... Hai, domnule, hai să facem un pic de liniște. Și dați domnul domnul... Nu vreți, nu stau aici, eu vreau să zic, vă stau aici așa 200 de ori de bine, niște prostini. Toată le-ați ascultat, oameni. Repetăm aceleași cuvinte tot timpul. Lăsăm omul să prezinte situația toată, după aia discutăm capitolul exact. Așa. Deci garantăm, am rămas la momentul acela cu garantarea prețului. Deci garantăm prețul pe perioada de 24 de luni. Clientul nu este obligat să rămână în companie dacă nu dorește sau primește o ofertă mai benefică decât a noastră. Dar trebuie să fie foarte atent la perioada în care este garantat prețul. Deci s-ar putea să apară o firmă concurentă cu un preț relativ ca al nostru, dar nu-ți garantează perioada. Și te trezești peste 2 luni, 3 luni, că ți se mărește, să scumpește lumina, fără să ți se semnaleze, că nu-ți spune omul, nu? Că te duci să plătești lumina sau să-ți emite factura, nu spune. S-a majorat prețul. Trebuie să fie atent la kilowatt. Avantajul este că noi nu facturăm cum facturează cei de la E.ON. Pentru că o să vă arăt acum, să vedeți cum se facturează o factură de la E.ON. Sunt trei tipuri. Cantitatea cea mai mică cu prețul cel mai mic și cantitatea cea mai mare cu prețul cel mai mare. Nu știu dacă se vede. Deci nu știu dacă o să vadă până aici. Deci, energia activă, 30% din cantitatea dumneavoastră, este calculată cu 35 de bani. Este pus sus aici, psihologic. Vezi 35, automat te duce cu gândul că 35 e mai mult decât 38. Deci 35 de bani. Și apoi coborăm în jos. Vedem că deja cantitatea dublă față de 30%, 60%, calculată cu 45,3. Deci deja de la 35 la 45, deja 10 bani, cantitate dublă. Apoi, iară 70%, ceea ce presupune cam 3 sferturi din factură, calculată cu 44 de bani. Deci dacă stăm și adunăm și facem media celor 3, ne dă undeva un cost de 41 de bani. Dacă adăugăm și taxele de rezervare abonament, care din momentul de față nu ar mai trebui să mai existe la E.ON pentru că s-a liberalizat piața și asta e ceva cam abuziv, adică rezervat, nu mai ai dreptul să-ți rezervi clientul. Atâta timp cât este liberalizare, poți să pleci. Deci taxele astea de rezervare abonament vor dispărea. Și dacă adăugăm 5 bani și 6 bani,
ne dă undeva un cost de 0,49 de bani pe kilowatt. Asta înseamnă cu TVA 70 de bani, la noi 38 de bani cu TVA, dă 50 de bani. Deci e o diferență de 20 de bani. Dumneavoastră cât garantați? Ce perioadă? 24 de luni. Tot ce ține aici de energie activă, presupune o scădere a facturii dumneavoastră doar pe energie activă cu 30%. Deci 30% din energia activă a dumneavoastră presupune scădere. Tot ce vedeți dumneavoastră și mereu vă întrebați, contribuții congenerare, contribuții congenerare, certificate verzi, acciză non-comercială, orice furnizor ar veni de pe piața liberă, le au introduse pentru că sunt reglementate de stat și statul le introduce în orice companie. Deci orice companie ați avea dumneavoastră, statul introduce chestiile acestea. Taxa radio TV sunt tot introduse de stat. Există probleme. Că auzi un om nemulțumit, domne, că eu nu vreau să plătesc. Pe propria răspundere se pot scoate ambele taxe, dar numai și numai pe propria răspundere. În cazul în care controlul de stat vine și găsește la locuința dumneavoastră și ați făcut o cerere precum nu deține televizor sau aparat radio, noi nu răspundem ca și companie sau eu, ca și colaborator, eu nu mai răspund. Deci dumneavoastră răspundeți direct. Adăugând și toate acestea care sunt reglementate de stat, rămâne undeva la 15% o scădere. Asta înseamnă undeva o economie a dumneavoastră, aproximativ 2 luni într-un an de zile. Deci economia, practic, plătiți același serviciu, dar rămân bani în buzunar. Ar fi foarte frumos așa cum prezentați. Așa este. Dar ar fi fost, cred că, util și necesar să vină niciun vreun reprezentant al EON să ne prezinte nu și dumneavoastră. Nu are cum să vină reprezentant EON. Păi o să-ți vină de despre EON. Dar poate să fie părtinitor. Nu vine nimeni. Deci poate să fie părtinitor. Atunci când eu mă duc în numele lui domnul Vârlan, eu pot să fiu părtinitor, da? Pot să expun situația corect sau în interesul meu. Nu asta am cerut. Nu, aici nu. Aici s-a făcut doar o comparație. Deci eu am făcut o comparație cu presă. Era bine să vină și un reprezentant al EON, poate lui el avea un punct de vedere. Poate avea un punct de vedere. Dar n-are cum să vină o conferință între acești și vreau să săptămâna aia, luna aia, vine eu. Vreau să pun. Vreau să te la licitație. Dacă eram la licitație, vine amul. Eu mai pun unde. Vreau iar, mai trag unde. Să vă mai spun. În 5 minute, în 5 minute subscriu și am terminat cu toată prezentarea mea și o să vă mulțumesc. Deci, mi s-a întâmplat, eu nu ajungeam la livez. De joia trecută, mi-am promovat serviciile mele la livez. Am ajuns, doar printr-un zvon, că m-a sunat cineva care a devenit clientul nostru și mi s-a spus, domnul Silviu, știți ce se întâmplă la livez și ce zvonuri sunt? Ce? Precum cei care au încheiat contracte cu dumneavoastră, cei de la EON, care făceau prelungire de contract acolo, au spus că, domne, ați făcut cea mai mare greșeală, v-ați mutat la ăștia, o să vă tăiem lumina, o să nu știu ce, nu sunt serioși. Păi atâta timp cât pretinzi că ești o firmă serioasă, câștigă-ți clienții printr-o contraofertă, fă-le o ofertă, dar nu intimida clientul, pentru că un bătrân, și de asta vreau și am ținut morții să vin să vă discut cu dumneavoastră. Dumneavoastră, dacă vă duceți să vă întâlniți cu bătrânii și le spuneți, poate vă percep altfel pe dumneavoastră. Pentru că vă văd altfel. Eu dacă mă duc să vând un serviciu și spune altceva, domne, vezi că ăsta nu e așa, el crede până nu pe mine, chiar dacă îi demonstrez, pentru că el nu înțelege. Sunt de acord. Dar aici sunt niște oameni care eu cred că înțeleg. Deci tocmai de asta ne-am și întâlnit. Dar de 80 de firme, vă dați seama, cum îmi fac eu aprecierea, care e mai bun și care e mai puțin. Căutați-vă liber pe internet. Aici e chestia, asta am vrut să scot în evidență, dar colegii mei au înțeles altfel, da. Eu am venit aici și ați găsit de bun augur ca să vă prezentați serviciile dumneavoastră și nu pe au altul. Așa ar fi corect. Știți că la nivel de țară, știți că la nivel de țară. La 80, asta este clar, când îmi asigurați mie să iau la cunoștință de 80 de furnizori. Păi tocmai, eu cred că dumneavoastră credeți că eu vin să reprezint fiecare. Nu, nu, eu reprezint. Nu am doială moralitatea dumneavoastră, dar ar fi de bun augur fiecare să-și prezinte produsele lui și nu au altul. Păi, dar asta nu-i vinovat, domnul, că nu vin nici aia să-și prezinte produsele. Da, dar nici nu putem afirma de EON, de nu știu cine. Dar fiecare face ce vrea, păi, dar nu merge. Nu să merge. Că dumneavoastră dați acum un preț și aveți dreptul pe un să renunțați la mine, da? Nu, dumneavoastră aveți dreptul să renunțați la mine, nu eu la dumneavoastră. Dumneavoastră, dacă n-ați spus 24 de luni, aici, dacă vă era,
Dacă erați atenți de la început, omul spus despre ce vreați. Din 24 de luni, sigur, același preț. Atât de la copii, îți se pare ceva normal, treci când vrei. Dar să vă rămâne pe drum de asta. Nu, poate că ținși la protezor. Eu de aici să vă rămâne și... Ceva un contract cadru, să știm lucrul ăsta. Potem? Ați prezentat un contract cadru și vă zic când pot eu pleca de la dumneavoastră? Când puteți pleca? Da. Da, păi uite. Ne prezentați un contract cadru să vedem. Da. Păi da, tocmai. Da, mă, lăsați-mă să explic. Vorbiți la asta, ce vreau eu. Vorbiți la asta, mă, 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 lăsați-mă să întreb, că mâine poi, mâine vine niște oameni să trezesc, să dea judecată tocmai la București. Știți lucrul ăsta? Dar cine se dea? Dacă în cazul în care pleacă și ajunge niște litigii contractuale, trebuie să face depui acțiunea la domiciliul părâtului. Probabil dumneavoastră, dacă e la Dâmbovița sau nu știu, mi-a spus că sunteți. Dacă apare o nemulțumire în comuna asta, să duci omul la Dâmbovița să judece? Domnule, de exemplu, suntem la Mănești. Nu sunteți informați, sunteți în modul ăla să spuneți. Da, da, de asta v-am zis. Eu mi-am cerut părerea față de mine. Nu mă interesează ce vrea doamna. Dacă vreau să vorbească numele, eu îți voi invit. Dar dumneavoastră spuneți că nu găsesc oamenii informați. Dar de ce spuneți că nu găsesc oamenii informați? De ce spuneți că nu găsesc oameni informații că trebuie să ducă la Dâmbovița? Deja avem informații. Nu ați înțeles. Deci, am spus așa, în cazul în care, dintr-un contract, apare un litigiu între consumator și furnizor, în cazul în care omul, să zicem că s-a încălcat o clauză contractuală, conform normelor juridice, el trebuie să depună acțiunea la domiciliul părâtului. Așa scrie în lege, da? Și unde aveți domiciliul dumneavoastră? Unde are eu un domiciliu? Unde aveți dumneavoastră? În Dâmbovița, da? Nu, eu are domiciliul la Târgu Mureș, se duce mai departe. Mă rog, am spus, deci asta zic, ca să eliminăm situația asta, ar fi bine să ne prezentați un contract cadru, să vedem acel punct unde eu pot să plec de la dumneavoastră când vreau. Asta am vrut să scot în discuție. Nu altceva, dar văd cât sunt înțelegeți altceva. Păi, dar nici n-am așteptat ca omul să ne spune tot. Am sărit imediat și... Părțile se obligă să mențină contractul pe o perioadă de 24 de luni de la data activării furnizării. În cazul în care una din părți dorește denunțarea anticipată, aceasta se va face numai cu o notificare prealabilă de 21 de zile. Este clar? Deci trebuie să facem o notificare. Explicați așa, că eu am înțeles că eu am plecat la revedere. Dar eram să fie omul spus de eu am spus de notificare. Lăsați să-mi explice. Reprezentați vreau să... Așa stăm până dimineața când nu-l prezentați la asta pe el. Omul a prezentat, a spus. Hai să... Nu stăm toată ziua pentru o prostie care nu se recesionează, de când ați zis că o știu. Hai să vă explic. Dați un col de seara, nu ai imediat, termin și eu vă las că... Nu. Deci, ca și avantajele care mai erau, perioada de facturare va fi de 30 de zile, termenul, data scadenței este de 30 de zile, în momentul de față e onoare doar 2 săptămâni. Da. Dacă v-ați uitat să vedeți, 2 săptămâni, după 2 săptămâni, penalități. Noi avem 30 de zile. Deci 30 de zile așteptăm clientul cu bani. Se poate plăti și online, avem aplicația MyNel, acolo se poate da și indexul, orice informație, se poate plăti la un distanță. Am înțeles. Cam asta presupune. Oferta, cum clientul este liber să-și aleagă. Noi am expus o ofertă, nu obligăm, nu forțăm pe nimeni, nu am făcut propagandă, nu am făcut nimic. Doar am venit și eu n-am cum să vorbesc în momentul de față în Moldova doar despre E.ON, pentru că e monopol E.ON. Deci eu nu am cum să vorbesc despre Transelectrica, care este la Brașov și partea de centru a țării, despre CES, care este în Giurgiu, Alexandria și Teleorman, sau nu mai revin că să înțelegi oricum ceva ce vreau să spun. Eu mai am o singură întrebare pentru dumneavoastră. Simplu. Eu am contract pentru 15 kW. Da. Eu îmi pun o siguranță de 15 kW, da? Da. La contor. Este... De ce ei când au venit să o schimba contorul, de ce au pus-o de 60 de kW? De 40 de kW, că am verificat eu. Păi nu, asta e parte tehnică. Să vezi că de aici se casează banii. Când pleacă cu contorul luat, băi, are siguranță de 60 kW, are un preț. La 40 kW are alt preț. Normal. Pentru că dumneavoastră ați optat, sunt abonamente sociale, sunt abonamente stană. Contorul și l-am întrebat, băi, eu că am 15 kW, forță, de ce mi-ai băgat 1000 de 60? Noi avem un singur abonament de familie, care se cheamă Enel pentru familie.
Și cât consumi, atât plătești. Consum 12 sau 5 kW, tot la 38 de bani. Da, da. Consum 400 de kW sau 2000 de kW, tot 38 de bani. Noi nu avem abonamente sociale, pentru că la social, social trebuie să... Cel care are un bec. Deci eu nu cred că doar oamenii care sunt foarte, foarte săraci și doar beneficiază de un bec. Ăla poate să-și facă un abonament social. Pentru că abonamentul ăla social prevede un număr de kilowatts care îl dați dumneavoastră. Vă întreabă, cam cât credeți că consumați? Și dacă nu aveți idei să aproximați, păi 15-20 de kilowatts. Și consumați 100 în luna aia, că poate vi se strică ceva și aveți nevoie. Și vă treziți cu o factură de 5 milioane și o să spuneți, spun domnule că mi-a spus că plătesc puțin. Și o să vă uitați că în factura aia de 5 milioane, 75 de kilowatts care i-ați depășit, sunt facturați cu 95 de bani. Ăsta este tariful care depășește kilowattul standard. 95 de bani, fără TVA. Eu am două contracte, unul fac cu dumneavoastră și unul nu așa. Nu ești. Eu am două contracte, mai e ori. Unul am la o clădire și unul am la o clădire. Ce trebuie? Unde trebuie să vin? Ce trebuie procedat? Vă trebuie doar un buletin și o factură. Deci cine este titular are nevoie doar de un buletin și de o factură. Toată mentenanța. Unde vă găsești acum? Deci în momentul de față o să ne găsească începând săptămâna viitoare până spre joi sau vineri. Am să fiu în Livezi, după aceea, 076. Da, eu am și afișele care o să le las acum și eu am să las pentru fiecare care dorește să distribuie niște pliante. Deci care dorește. Deci nu, eu nu oblig. Dați-ne numărul de telefon pentru că pe cameră vede toată comuna aproape. 076. Vă solicită direct. Da, spuneți dumneavoastră. 0764 650. Cer ca omul să rateze. 0764 650 472. Domnul Silviu. Domnul Silviu. Și eu astea am să le las chiar aici. Pentru că se filmează și toată comuna. Are de față, noi am pătruns doar pe ei. Trebuie să viața critică înseamnă undeva o marjă între 500 și 600 de clienți, pentru ca să se reînteze să deschizi un punct. Pentru că nu merită să deschizi pentru 102 de clienți, să nu vină. Pentru că trebuie să ai angaja, ai aparatură și, în primul rând, îți strici reputația ca vreme, dacă nu. Bun, vreau să mă întreb, câtă diferență este o siguranță de 15 și una de 16? Nu sunt pe vânzare. Deci trebuie că după data de 19, cam așa o terminare. Aveți numărul de telefon, eu o să las ofertele aici, cine dorește să mă sune. Care doresc relații, bine, nu te suni. Vă mulțumesc frumos că ne-ați acceptat să-mi expun oferta și vă doresc o zi bună. Mulțumesc. Cine am? Trecem la ordinea de zi. Hai, trecem la ordinea de zi cu cerința. Adică revenim la ordinea de zi cu punctul 1. Dăm cuvântul domn primar pentru a prezenta. Proiect de hotărâri privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, care să ducă la corelarea statutului cu prevederi legale în vigoare, precum și flexibilizarea funcționării structurilor asociației în sensul clarificării atribuțiilor Consiliului Director, inițiatorul domnul Botezatul Gelu, primarul comunei. Da. O să vă spun raportul, poate nu v-ați, are două pagini și un pic, dacă o să-l citesc. Prin expunerea de motive a primarului comunei Bârsănești numărul 5310 din 1 ianuarie 2016, se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea, modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Proiectul de hotărâre a fost inițiat urmarea adresei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare ADIS, Bacău, numărul 3468, prin care solicită efectuarea unor modificări la statutul acestuia, care se ducă la
corelarea statului cu prevedere, statutului cu, cu prevederile legale în vigoare, precum și flexibilitatea funcționării structurilor asociației în sensul clarificării atribuțiilor Consiliului Director. Actele constitutive ale asociației au fost întocmite în conformitate cu prevederea hotărârii Guvernului numărul 155 din 2008 privind aprobarea actului constitutiv cadru și statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiectiv de activitate servicii utile publice, utilități publice. Acest act normativ a fost modificat prin hotărârea Guvernului numărul 742 din 2014. Prin modificarea anexelor numărul 2 și 4 la hotărârea Guvernului numărul 855 din 2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiectiv de activitate serviciile de utilități publice. Ca urmare a modificărilor aduse la actul normativ mai sus, precizat hotărârile care privesc aprobarea primirii de noi membri în asociație, precum și a retragerii și excluderii unor membri din asociație. Aprobarea cotizației anuale, aprobarea strategiei de dezvoltare a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de finanțare, a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, elaborarea și prezentarea de Consiliul Director al asociației. Aprobarea unui politici tarifare coerente la nivelul întregii arii de servicii prevăzute în contractul de delegare. Aprobarea stabilirii ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic. Aprobarea proiectului de sarcini și regulamentului serviciului consolidat și amortizat pentru întreaga arie a serviciului elaborat și prezentate de Consiliul Director. Se iau în prezentă a doua treime din numărul asociațiilor cu majoritatea voturilor asociațiilor prezenți. Dacă la prima convocare vorul nu este îndeplinit de adunare generală, se convoacă pentru a doua oară ulterior că nu pot fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită prin prima convocare. Iar la a doua convocare, adunarea generală este întrunită, indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau în majoritatea voturilor asociațiilor. Sănătate. De asemenea, adoptarea hotărârii privind dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare, se iau în prezență și cu votul favorabil al tuturor asociațiilor. Conform și majoritatea obligatorii la oricare convocare. Totodată, una dintre modificările prevede că, în situația în care reprezentantul uneia dintre asociații nu poate participa la ședința unei adunări generale a asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unității administrative teritoriale împuternicit în acest scop dintre participanții prin hotărâri a autorității deliberative a unității administrative teritoriale asociate. În proiectul de hotărâre anexat există și o serie de modificări ale statutului care privesc funcționarea structurilor asociației prin precizarea expresă a unor atribuții ale Consiliului Director în privința politicii de personal. Modificarea articolului 23 aliniatul 2 litera D, precum și adăugarea unei atribuții privind întocmirea organigramei statutului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale personalului asociației, precum și supunerea acestora spre aprobarea adunării generale. Cu privire la cele de mai sus, legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevede la aliniatul 1 la articolul 11, că dacă două sau mai multe unități administrative teritoriale au dreptul ca în limitele componențelor autorităților lor deliberative și executive să coopereze și să se asocieze în condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică de drept privat și de utilitate publică. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate publică prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile ordonanței Guvernului numărul 26 din 2000, cu privire la asociații și fundații aprobată cu modificările și completările prin legea numărul 246. Iar la aliniatul 2,
Al acelor articol se dispune că asociațiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condițiile legii în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional. Ori furnizări în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane și aglomerările urbane constituie cu acordul expres al Consiliilor Locale, ale unităților administrativ-teritoriale componente, au ca scop dezvoltarea infrastructurilor și a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autoritățile deliberative și executive la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale componente își păstrează autonomia locală în condițiile legii. Totodată, actul normativ anterior referit prevede la articolul 36 aliniatul 6 litera A, punctul 14, dispune că Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică. Alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local după caz. Iar în conformitate cu aliniatul 7 litera C al acelor articol, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii cooperare sau asociarea cu alte comunități administrative teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale în vederea promovării unor interese comune. Față de cele anterior menționate, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Băton îndeplinește condițiile cerute de lege și poate fi supus spre adoptare. Da. Știți, adisul este... De fapt, suntem noi adisul. Mulți nu înțeleg un lucru. Deci adisul, comunele din județul Bacău, sunt adisul. Fiecare membru de la comună, primarul, deci toți primarii fac parte din Consiliul de Administrație a Adisului. Adică Adisul suntem noi, într-un cuvânt. Deci spune-o, dar ce face Adisul? Păi ce face? Ce facem noi? Că de fapt noi suntem. Și apoi ei au schimbat un pic statutul ca să poată primi sau exclu din caz de nu plătesc sau știu ce probleme creează din Adis. Anumite, știu eu, comunii care nu... O întrebare. Aprobarea sau bineînțelegerea proiectelor și tariflor făcute de operator la data care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic. Ce înseamnă asta? Deci, noi vom plăti la fel cu ei la oraș? Sau cu celelalte... Cu celelalte comune. Deci, noi în Adis suntem de categorie. Deci, orașul de fapt parte dintr-o categorie. Comune și municipiile. Comunele fac parte din altă categorie. Deci, noi o să fim un tarif unic pe la baza comunelor. La... Nu avem treabă cu orașele. Orașele se separat. Deci ele sunt încadrate în altă categorie. La orașe la se colectează cu noi zilnic, aici o dată pe săptămână. Deci sunt alte condiții. Și am mai văzut aici că scrie iar la a doua convocare, adunare generală este valabilă întrunită, indiferent de numărul de membri prezenți. Și cum? Dacă din 93 de membri cât sunt asociații, nu vin. 99% vin 3 persoane. Aia 3 hotărâți soarta la ceilalți? Păi da, trebuie să pui motiv de ce nu te duci. La dar ești obligat să te duci tu. Păi da, sunt obligat. Sunt obligat și se duc. Deci are ședință de comandie. Da, ei sunt obligați, dar dacă nu se duc și se duc numai 3, aia e hotărâți? Aia e pusă. Nu cred eu că nu se duce. Ședințele toate spline. Trebuie... De 93 de comune, garantat 60-70. Trebuia să spună că e statutar. Noi trebuie să fii 50% plus un membru. E statutar, da? Deci asta... Și că indiferent... Trebuie că e toată... Aduc 2-3. Deci nu există. Eu toate ședințele care am fost să nu fii 80-90% prezența. Da, are. Că toți sunt interesați. Nu, dar apare o dispută în care unii vor, alții nu vor și nu se ia, nu se ia hotărârea atunci. La următoarea... Da. Alte discuții, dacă mai sunt la punctul 1. Da. Supunem spre aprobare punctul 1. Cine este pentru? Împotriva ține? Totalitate. Totuși mai avem niște persoane aici și ca să nu-i rețin ședința se duce. Să vedem despre ce e vorba. Opriți telefonul, la cui telefon? Cereri, 2500
decizie 25-8-2016, prin care rugăm să ne ajute și pe noi cu vechina la asistență personal pentru persoanele cu handicap. Și să dezbateți aici dumneavoastră, să vedeți ce măsură puteți lua ca să ne ajutați și pe noi să, să meargă vechimea. Și de ce ne la asistență? Doamna secretar este aici. La fost un material pe raport privind situația persoanelor cu handicap la data de 9.9.2016. Astăzi, data de mai sus, în cadrul AT Bârsănești, județul Bacău, în baza legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, vă facem cunoscut că numărul de persoane încadrate în gradul 1 cu handicap este de 35, dintre care 8 minori cu drept de asistent personal și 27 de adulți beneficiari indemnizației cu handicap, după cum urmează. Acționarul Cristina Iuliana, așa, 969 de lei. Blanarul Justin Sebastian, 969 de lei. Nu trebuie să-i dai numele. Nu vreți, nu? Asta rămâne confidențial, da. V-am spus, așa. În baza legii... Data rămâne confidențială. Da, bine. Niciodată să nu se mai citească în cerință Consiliul Local. În baza legii numărul 448/2006, cu modificările și completările ulterioare, persoanele încadrate în gradul de handicap 1 opțional au dreptul la indemnizație de asistent personal. În anii precedenți, toate primările din țară se confruntau cu imposibilitatea de a achita salariile asistenților personal față de indemnizație prevăzută de lege. Ministerul Finanțelor Publice nu acordă în întregime banii suficienți pentru achitarea acestor sume pentru asistentul personal. Unitatea virează toate obligațiile de către stat care decur din calitate de salariat, ceea ce a adus la modificarea legii 448/2006 din data de 25 ianuarie 2011, în care se prevede clar, în situația în care angajatorul nu poate asigura angajarea asistentului personal, se acordă indemnizația prevăzută la aliniatul 4, indiferent de opțiunea exprimată potrivit prevederilor aliniatului 1 și aliniatul 4, în urma solicitării și repartizării de către UAT Bârsănești a sumelor necesare de la Administrația Finanțelor Publice Bacău, UAT Bârsănești a achitat integral și fără restanțe plata a 8 asistenți personali salariați și a 27 de indemnizații pentru persoanele adulte cu handicap. În anul 2013, prin hotărârea Consiliului Local Bârsănești numărul 7 din 28.03.2013, s-a aprobat ca în funcție de posibilitățile financiare reduse ale bugetului local la capitolul cheltuieli de personal să beneficieze de asistent personal angajat numai minorii cu handicap. Aceasta în condițiile în care la data de 01.04.2012 au fost obligați să disponibilizăm în somaș toți asistenții personali ai persoanelor cu handicap. Astfel, am reușit să angajăm asistenți personali pentru cei 6 minori cu handicap pe care le avem în evidență la data de 01.04.2013. De atunci până acum, situația bugetului a rămas la fel de severă și nesatisfăcătoare, dar Consiliul Local Bârsănești a reușit de an în an să plătească contribuțiile la stat pentru asistenții personali ai minorilor cu handicap de gradul 1. A se observa că diferența dintre salariul asistentului personal și suma care reprezintă indemnizația de handicap este de 13 lei, am considerat că minorii cu handicap au imperativ nevoie de asistent personal, deoarece acestea au obligația de a participa cu regularitate la programele intensive de recuperare și de recuperare care le sunt recomandate expres de către Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului în vederea obținerii certificatului anual de încadrare în grad de handicap. Deci, astea sunt sumele. Dumneavoastră... Adică ăla până la minorul are nevoie de recuperare, da. Care de la majorul nu are, da? Adultul nu are. Atunci ori toți, ori nu-i niciun. Și atunci că tot Consiliul Local a votat soarta lor. Da? La celălalt, adică Consiliul Local, voi ați aprobat în 2013, dar spune destul de clar, în 2013, da? Și ați dat în șomaj. Pentru ce ați dat în șomaj? Pentru ce ați păcălit?
Că nu erau bani suficienți la bugetul. Da, adică cum eu vreau să-l recuperez pe Irinean că-i în fața mea, așa vrei și tu să-l recuperez pe Stănică. Da? Da, eu mi-aduc bine aminte. Adică voi ați hotărât soarta, voi, 12 oameni. Adică la 3 oameni. Ce s-a întâmplat în 2013, de fapt. Pentru că și atunci au fost discuții foarte aprinse. Noi consilierii ne-am opus. Nu se vota. Noi consilierii ne-am opus inițial pentru... Dar a fost lege. Pe vremea lui Boc a fost lege. Doamna secretară poate să aducă documente la ședința următoare, să aducă legea, pentru că și eu și Florentin am solicitat atunci că nu se poate să anulăm așa ceva. N-am fost de acord. Dar era lege și împotriva legii n-ai ce să faci. Ia, ține. Deci nu-i devină Consiliul Local. Adică, toți ăștia 27, tu te-ai hotărât să fii președintele, da? Adică, partea ministru muncii. Și spui că hotărârea Consiliului Local o parte se abține, o parte, da, votează contra voastră. Adică eu nu pot să votez contra voastră. Cine da. Acum, haideți ca să o luăm logic. Unul e mâna, altul e ciuma. De exemplu, faceți la direcția muncii, tu reprezinți, da, că așa s-a făcut asociație, oamenii, pentru asta ai făcut asociația de handicap. Oamenii îți plătește bursa, te duci la ministru, da, dacă îi convine ministrului, îl lei pe domnul, da, sau pe care a votat. Eu, ca consilier, dacă votez contra, da, mă iei pe mine și atunci... Mariana, deci nu vota nimeni contra nimănui. Pentru ce i-ați dat în șomaș? Nu trebuie a dat în șomaș. Nu, dar am spus, e ca mai înainte, dacă o iei cu gura aiurea, abar n-ai cum să discuți atât. Că nu ai bani și nu ai de unde plătești. Este lege. Împotriva lege, n-ai tu ce face consilier. Să vedem ce răspund la prima adreția de ședinții de ședințe, să vorbească un pic mai calm și... Păi nu știu cine a votat împotrivă, cine nu. Noi toți am votat împotrivă. Dar, aducându-se legea în față, exact ca și cazul lui Leon când a venit cu stâlpii, aducându-se ne legea în față, n-am mai avut ce face. Deci, sunteți un pic atenți? Deci, legea, modificarea care a intervenit vis-a-vis de faptul că Ministerul Finanțelor Publice nu acorda în întregime bani suficienți pentru achitarea acestor sume, deci este vorba de faptul că unitatea angajatoare, primăriile, pentru asistentul personal, unitatea virează toate obligațiile către stat care decurg din calitatea de salariat. E bine până aici? E înțeles? Deci, ministerul nu acorda acești bani. În totalitate, doamnă secretară. Ceea ce a dus la modificarea legii. Deci, ministerul știa că nu poate să acopere în teritoriu aceste costuri și atunci Parlamentul a aprobat o modificare a legii 448 a persoanelor cu handicap, începând cu data de 25 ianuarie 2011, care spunea așa, citez, atenție, în situația în care angajatorul nu poate asigura angajarea asistentului personal, se acordă indemnizația prevăzută indiferent de opțiunea exprimată de către persoana cu handicap. Poate că ea, într-adevăr, prin certificatul de încadrare în gradul de handicap, avea dreptul la asistent personal. Că știți că sunt drept de asistent personal, drept de indemnizație. Atâta vreme cât angajatorul era în imposibilitatea de a acoperi aceste dări la stat pentru asistentul personal cu calitate de angajat, indiferent de opțiunea celui care era în cauză, noi eram obligați să le dăm indemnizații. Ce am făcut? La 1 aprilie 2012, deci mult mai târziu după ce s-a modificat legea, cred că a fost ultima primărie care n-a mai știut ce să facem, toți s-au grăbit și i-au dat în șomaj de tot din 2011. Că dacă s-a modificat legea pe 25 ianuarie, vă dați seama. Puteți întreba, chestiunea e verificabilă. Noi abia la 1 aprilie 2012 am reușit să-i mai ținem un an și un pic, am fost obligați să-i trecem pe toți pe indemnizații. Adică ce înseamnă? Ei aveau asigurată suma de 956 de lei, fiecare persoană, pe card, iar asistentul pe care l-au avut, pentru că toți au avut asistent, și minorii, și majorii, exact, i-am
i-am băgat în șomaj, ca să beneficieze de... Eu vreau să fac o întrebare pe marginea acestei legi. Ultima modificare, adică s-a mai făcut vreo modificare de 2011 până acum? Absolut. Nimic. A rămas exact în aceeași termen. Noi ce am făcut? După un an de zile, ne-am strâns cu toții conducerea primăriei și am văzut că atât de mic plafon salarial la cheltuielile de personal pentru angajații primăriei era într-adevăr mic și nesatisfăcător. Am zis măcar pentru minori. De ce? Pentru că noi știm din prevederile legale și din felul în care se colaborează compartimentul de asistență socială cu Direcția Generală de Protecție a Copilului, faptul că în momentul în care minorilor li se dă certificatul de grad anual pentru încadrare, pentru că majoritatea sunt pe, cum să spun eu, sunt contract de muncă pe perioade determinate, de 12 luni. Și trebuie să meargă din an în an la renuire. Lor, odată cu certificatul de grad, li se dă și un plan de deci obligativitate de a urma acele programe intensive de recuperare, pentru că ei fiind micuți, așa, încă se mai speră că prin programele astea îi trimite la Băile Felix, unde îi trimite, în sfârșit, există o rețea națională. Atunci, dacă ei nu reușesc să-și facă asemenea programe, copil fiind, nu se duce cu asistentul personal ca să beneficieze, așa, el când se duce următorul an la comisia de încadrare în grad, lui nu-i mai dă grad, pentru că se consideră că nu a manifestat interes ca să beneficieze de... Nu au urmat procedurile stabilite. Și atunci am zis, măcar copiii. Ce s-a întâmplat? Restul primăriilor de pe valea asta, mă repet cu riscul de a deveni plictisitoare, dar vă spun, dați sfoară în țară și interesați-vă, e verificabilă informația. Odată ce i-au dat imediat în 2011, după modificarea legii în șomaj, acolo au înțeles. Aici este ideea. Nu i-a interesat să încerce o variantă. Asta vreau să vă expun, dacă s-ar fi găsit o soluție, mă rog, nu știu, să adreseze unor instanțe, unor instituții ale statului, să revină asupra legii și să poată, eu știu, să se pronunțe vreo hotărâre, vreun act administrativ, da, ca să beneficieze și lor, că probabil, na, știți, așa că e foarte greu să ai un... Așa fi normal și omenește, pentru că să crească Dumnezeu de familia un, da, care un, are în întreținere cu o persoană cu disabilități. Este grav. Da, deci e foarte greu. Este imoral să faci comparații între copilul cu probleme, deci, și Mariana are perfectă dreptate, și între adultul cu probleme. Ideea. Pentru că fiecare are greutățile lui. Absolut. Ideea este în felul următor. Banii sunt aceia ce nu le încadrați, la care de buget în fiecare an. Când, domnule, trebuie acolo, că altfel votăm și pe nu, banii ăștia vin de acolo. Că sunt și adulți care nu au permanent și merge din 6 în 6 luni. Mariana, banii vin de acolo. Încă spune așa, angajatorul. Adică da, angajatorul, dar baza banilor care ne vin de acolo. Da, dar trebuie să contribui și angajatorul cu niște bănuți. Mariana, ești atentă. Da. Nu vrei să fii atentă. Da, cum să nu? Dumnezeu, tu chiar crezi că noi n-am încercat să ne spargem capetele, să găsim o soluție? Nu știu, aici e un interes. Adică eu nu am nimeni, dar nu-l interesează pe mine, mă interesează ce este în curtea mea. Păi ce interes poți bănui tu atâta vreme când noi ne-am încordat din rând, măcar pe minori să-i putem asista prin asistent personal? Unde vezi tu interesul? Deci s-a făcut un efort și culmea, în partea bună a lucrurilor, că efortul ăla pe care noi l-am luat prin hotărârea de Consiliul Local din 2013, pe 28 martie, încă poate fi susținut și e bun. Deci de la 6 oameni care au intrat atunci, că erau 6 minori, acum avem 8 copii. Deci avem 8 asistenți personali. Și îi ducem cum putem. Tras împins, repet. Deci la restul primăriilor pe valea asta, când i-au dat în șomaj, nici nu s-au mai întors către ei, în niciun fel. Au card, au bani asigurat ca indemnizație pe persoană cu handicap, fie minor, fie major, spele-se pe cap de scurcă. Deci asta este ceea ce s-a putut face la nivelul Consiliului de aici. Și vă spun eu că vă dă direcția muncii. Da. Legea cadrului. Dacă am modifica aici, adică dacă s-ar reveni la cadrul legal anterior... Deci asta, bă, dacă s-ar prezenta în modificările care a venit, spuneți pe legea când a fost guvernul respectiv,
Așa, dacă s-ar fi... Dar nu s-a revenit asupra modificării. Pe de asta zic, poate o dădea pe o perioadă determinată acea măsură. Dacă ar fi dat-o pe o perioadă determinată, să putea reveni la legea cadru. Dar aici este chestia, că dacă spuneți că nu-i prevăzut în acea modificare survenită în 2011, este clar. În două ședințe. E clar. Pe prima dată ne-am opus toți, s-a revenit în ședința următoare și doamna secretară a micului legea. Eu mi-aduc bine aminte, pentru că eu și Florentin am fost cei mai porniți. Exact cum e Mariana pornit acolo, așa am fost noi doi porniți atunci. Direcția muncii, și vă spun 30 zile vă vede răspunsul, voi în două luni v-ați văzut rezultatul. Dar oricine e liber să vede. Și vă zic eu, eu nu zic că tu nu îți rezolvi problemele fără probleme. Dumnezeu, am înțeles că ai ridicat problema. Adică pentru toți ăia doar... De chimia, parcă că ai ridicat problema. De chimia, domnul. Pe la scrie în lege că sunt că mergi pe chimia. Lui mergi pe chimia, dar pentru personal. Scrie că garantat așa, că l-am știut și o legea asta 448 pe 2006. Spune că îi garantează și asistentul lui pe chimia, așa scrie în lege. Raportat la articolul 12, mi se pare că prezintă impuritate, el este angajat în partea de asta. Dacă nu are calitate de angajat, clar. Dar asistentul nu are calitate de angajat, este clar. Nu se poate să-i se dea de chimie. Nu mai poți fost dat un șomaș? Nu, n-are cu ce să contribuie. Nu-i vorba că dacă ar avea, doamna așa spune, dacă ar avea banii, da, spune că nu. Și în rectificare de buget la fiecare an, vin cu că acum, anul în decembrie, din handicap, au rămas bani, da? Când s-a citit, când ai citit, da, a rămas niște bănuți. De ce să nu-i meargă vechimea unui om? Da, dar vezi că bănuții ăia sunt anumite capitole. Deci nu au fost la salarii, dar au fost la alte. Doamne ferește, de să întâmplă ceva. De ce ea? Pe cheltuieli de personal e altă, deci niciodată. Trebuie, bugetul ăsta trebuie bine înțeles. Și pe Alex fii. Problema e fiecare pe capitolul respectiv. Dacă la cheltuieli de salarii, atâta e, nu ai ce-i face. Ce-ți rămâne de la celelalte, abia la sfârșitul anului sau pe o rectificare poți să duci, dar tot în domeniul respectiv. Deci nu poți să iei de la, știu eu, de la drumuri și să-i duci la sănătate sau știu eu unde. Deci ei, da, iei de la drumul, de la cheltuieli de personal și îi duci tot de la drumuri, știu eu, la cheltuieli material. Înțelegi? Tot acolo. Aia e problema. Aia bănuța aia care au rămas la altă cheltuieli. Nu mai îmi aduc aminte, trebuie să mă uit la ea, nu mai aduc aminte la ce erau. Deci trebuie să-i spuneți, la care... Dar se știe, dar dumneavoastră nu vă amintiți la începutul anului când pe baza aici se dea de cele. Atunci că era problemă că rămân bănuții așa, de 8.000 de lei. Deci banii care s-au constituit ca excedent bugetar din bugetul local pe 2015 au fost toți repartizați, că doar ne ducem și vedem, pe... proiectele care au făcut. Nu să le în momentul în care rămâne excedent bugetar, banii rămân tot la noi, dar nu îi mai poți folosi decât pentru investiții. Pentru investiții. Atât. Asta înseamnă. Deci banii care rămân nu poți al doilea an să cheltui pentru orice. Deci numai pe investiții. Și o investiție, de exemplu, cum s-au cheltuit din noi. S-au luat pentru școala de la Plătești, s-au luat pentru școala de la Bursănești, s-au luat pentru terenul de sport. Deci ăia sunt bani din excedent. Deci ce-a rămas acum un an? Când o să iei pentru un cămin cultural din excedent? O să se iasă pentru un cămin cultural. Deocamdată la căminul cultural sunt foarte, foarte mari condiții care cer ăștia, așteptăm, poate schimbă și ăștia legea. Deci pentru un cămin cultural la ora actuală, dacă n-ai spații de 50 de parcări, 50 de mașini. Bine, e ca suprafață. Am calculat eu 50. Nu mai știu câți metri pătrați pun numai pentru parcare. Deci sunt niște chestii. Că ei spune, dacă desfășori un, știu eu, un concert și vine o grămadă, unde-i parchezi mașina? Păi spațiul a fost ăsta, pierdut. Unde? La produs. Nu încă pe. Face produs un etaj. Da, asta, așa, da. Alte discuții la... Pe mehetarul încă pe am, că nu cultura? Nu, asta e de imediat. Asta e de imediat. Hai să vă spun doar. Aplasamentul a fost... Bună ziua! Noi suntem gata să o îmbrățișăm. Da, vă mulțumim. Doamne, să vă mulțumim.
Punctul 2. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 în cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem de Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Eu am o propunere, pentru că toate sunt mari. Domnii consilier știu că le-au primit, fie prin e-mail. Păi au primit materialul de fiecare. Întrebarea este, le-ați citit sau ne apucăm iarăși? Unul citește și fiecare se gândește la regulă. Nu puteți să-l urmăriți cu asta. Din punctul meu de vedere se poate trece la dezbatere. Din punctul meu de vedere. Dar din punctul la toată lumea, pentru că de-aia investim niște bani și trimitem aceste lucruri. Da, deci, în definitiv, trebuiește adoptate aceste proiecte, că sunt din fonduri europene și dacă nu, asta e situația. În definitiv, ca să se înțeleagă, trebuie aprobate că sunt din fonduri europene. Și așa, data limită, după câte am văzut, era 30-a 6-a. Data limită, când trebuia dezbătute aceste proiecte. Din cauza faptului că... Nu intru în detalii. Au venit cu adresă și au zis data limită nouă. Și deci, atunci, dat este cap, sunt... Eu am studiat așa mare, nici eu n-am putut, că e foarte scupoasă prezentarea. Trebuie aprobat. Eu așa zic. Da. Atunci, supun cine este pentru. Împotriva ține. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitate de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Vălcescu. Da, deci celula 1 s-a umplut. Da. Celula 2 încă nu este terminată, dar poate fi operativă. Și acum ei, ca să dea gestiunea, fac un caiet de sarcini. Și noi trebuie să aprobăm pentru caietul de sarcini. Ca să poată să dea... caietul de sarcini la licitație, se vadă cine administrează celula 2. Și să trebuie dată. Păi trebuie, nu am ce facem. Eu am făcut o propunere la caietul de sarcini, pentru că totuși, pe linie juridică, m-am uitat cum o pricep mai bine. Există o chestiune acolo, o prezint imediată și de asta vă zic, domn primar, domnul viceprimar, dumneavoastră, ne reprezentați în asociația acolo de la Consiliul de Administrație al ADIS-ului. Și vreau să vă prezint, dacă aveți un pic și puteți deschide, chiar mi-am făcut și eu extrasul, ar fi la reclamații. Ar fi punctul 16 din partea a doua a caietului de sarcini. Deci se face o precizare, uitați așa, de exemplu, citez. Serviciul public va fi răspunzător pentru orice daună adusă proprietății publice, inclusiv cauzată de neglijența personalului serviciului în timpul serviciului. Ei colectează gunoiul în mai multe la proprietăți private. Acum, ca să mă refer strict cam la o posibilă daună pe care mă imaginez, a prezentat-o chiar și domnul Georgescu la ședința trecută cu coșurile care le aruncă pe drum. Dacă îi se strică acel coș, prin neglijența lor, cine suportă costurile? Nu-i prevăzută și proprietatea privată aici ca răspundere? În alea vie... Nu, stați un pic. Nu dezbatem. Vă rog, de asta vă zic. Doamna secretară să consemneze. Cereți dumneavoastră un punct de vedere când vă mergeți la... Auziți. La 16 cu 1. Nu. Eu vorbesc serviciul la 16 public. Cu 3 ar veni. Că s-a greșit. La 3 e 1. Serviciul public va rezolva orice reclamații primite din orice sursă cu privire la serviciul prestat. Doamna secretară, un caiet de sarcini are interpretare în sens strict, da? Ca orice lege, ca orice, da? Ia citiți alinea, punctul 3. 16.3. Că l-am citit eu. Da, eu am înțeles. Păi aici vreau să zic, am cerut ca domnul viceprimar sau domnul primar, când merge în Consiliul de Administrație, să ceară un punct de vedere, să mi se explice. Dom'le, ce face cu proprietatea privată? Că dumneata colectezi mai mult de la proprietatea privată decât la cea publică. Dacă mi-aduce o daună, eu ce fac? Unii depozit, cum am discutat și cu domnul de la Enel, ce fac? Mă duc la București și deschis sesizare că mi-ai stricat dumneata coșul și l-am plătit? Pentru 2 milioane? Dar ce s-a întâmplat? Nu, dar spune, uitați și domnul Georgescu, a adus în discuție la ședința trecută sau a adus pe drum. La repezială, să vă spun. De asta zic, la repezială. Și altă variantă. V-am dat un exemplu, permiteți-mi. V-am dat un exemplu, doar. Și eu să pot fi multe alte exemple. Nu, eu am dat un exemplu. A fost un exemplu. Iar aruncă mijlocul cu drumul. Deci pot fi multe alte exemple. Unde se întâmplă asta? Uite, de exemplu, la mine. Nu traseu, deci primar. Să mai întâlnim, nu chiar la toți, dar am mai văzut și eu răsturnat. Nu lasă, nu lasă, nu lasă. Deci ei, dacă au căzut cu noi, nu l-au mai luat să-l pui. L-au lăsat lângă bord.
Și-o plecat. O căzut din container? Dacă nu, plecat... patru, două din un an. Dar asta, asta este normal, nu am știut acum, am auzit. Nu de, Permiteți să termin ideea. Deci nu pun în discuție acum cum s-a procedat, ce trebuie să faci. Eu am zis așa, așa, să cereți un punct de vedere când vă întruniți la Consiliul de Administrație, să ne să introducă în acest punct și proprietatea privată, domnule. De ce numai proprietatea publică? Că gunoiul se colectează și banii se încasează mai mult de la proprietatea privată. Dar vedeți, asta... în caietul ăsta de sarcini care ne-l prezintă nouă, nu avem treabă de că noi, tot ce mi-am material și tot, este între prestator și cei ce administrează celula. Deci asta ce avem noi în caietul ăsta de sarcini nu aici este... Aici spune serviciu public, prin serviciu public, da. Cei care îi prestează unii serviciu da. Salubritate. Da. Se referă că este răspunzător. Da. Din inclusiv din neglijența personalului da. De serviciu. El în timpul serviciului unui merge pe teren, este posibil să-mi provoace mie o daună. Oricare, noi am dat un simplu exemplu, pot fi multe altele. Ăsta e un simplu exemplu. Ei, eu v-am dat da. Să cereți un punct da. De vedere, da. Să modifice sau să ne explice da. Da. Ce facem cu proprietatea da. Privată dacă apare o daună. Da. V-am mai spus odată, deci da. Caietul ăsta de sarcini, deci la noi gestiunea a fost delegată către Roprescu, primăria și cu toate, da. Prin alt caiet de sarcini, ca până acum și dată iată. Corect. Ei, ce este în caietul ăsta de sarcini, este treaba dintre, de exemplu ăsta se duce cu mașina și descarcă în celulă la ei, acolo, la Bacău. Asta am înțeles. Da, noi nu avem nicio treabă cu, cheie, cu chestia aia. Din cauza că intră ei și aia care administrează celula. Ce a fost la noi înainte, când s-a câștigat serviciul, între prestator și persoana fizică, noi odată l-am aprobat, nu era dumneavoastră consilier. Știu, nu asta. Da. Eu vreau să spun așa. Eu, din punct de vedere juridic, înțeleg așa. Reclamații poate să fie orice sesizare de orice natură. Da. Înțelegeți? Da. Nu contează cu cine sunt, au da. Probleme acolo. Știi de la mine trebuie să o primească. Când am făcut distinție, deocamdată în caietul de sarcini. Dacă făceau o distinție, că am spus, totul se interpretează da. În sens strict. Au zis că aveți sarcini pentru depozit. Deci, acesta ce e sarcini. De ce este pentru depozit ce ai fost atestat? Ei acum pun condiții de la cel ce vrea să ia serviciu de la celulă, pun niște condiții. Și efectiv pentru da, celula respectivă n-are ce era noi în comună. Da. Aia e separat. Deci aia am aprobat-o noi în 2010, 11, 12, nu mai știu. Da, și prevăzute și chestia. Da, păi e prea de caietul de sarcini care s-a aprobat. Da, care s-a aprobat anterior. Da, 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 am înțeles. Ei o scot la licitații, deci a dat administrarea celulei, nu o dă cu Ivrea. Deci vă spun că scrie da. Da. Supuneți la vot. Da, domnul președinte. Da, da. Să vă punem la vot cine este pentru. Împotriva ține. Trecem la punctul parcantul. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitate de eliminare, depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform ACAU, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău. Aici e aceeași poveste. Deci nu se referă la prețul către populație, nu se referă, se referă la prețul care îl vor plăti pentru cei ce administrează celula. Da, dar noi, exact cum am spus înainte, noi fiind avisul, noi trebuie să aprobăm aceste proiecte. Ca să meargă ei în bază la proiectul ăsta, face, la problemele astea, face care de sarcini și îi impune la ea. Bă, tu trebuie să dai atât, faci atât, faci atât. Suntem membri al avisului. Da, discuții, da. Ne dăm și prețuri aici. Nu ne influențează cu nimic prețul impus de acum din 53. TVA? Nu se modifică nimic. Nu se modifică nimic. Pentru că văd că ei scriu aici, în quantum de 53, la care se adaugă... Da, păi da, dacă ne uităm în hotărârea de la celula 1, cred că tot, văd 54 era atunci, din câte mi-am dat eu aminte. De la Brătești până la jumatea Păsărănești, se umple o mașină cu gunoi. Dacă nu mă privești prin nimic, poți să umple și fac. Important e că modifică tariful domnului. Nu știi. Deci noi când am aprobat în 2012-2013 s-a aprobat o cantitate de gunoi pe cap de locuitor. Deci în momentul când începe lumea să pună și rumebușul în tomberoane și fânul și iarba și tot, că se depășește cantitatea aia și s-ar putea să ne trezim cu majorarea de preț. Stați un pic. De exemplu, eu pun rumebuș, că alb gunoi n-am. Eu am cantitatea mea în coșul ăla.
Băi, dacă pui un foraj, nu e o problemă. Iesă oamenii cu căruți, iesă cu saci, cu căruți, de sus. Păi da, dar acum noi în proiectele hotărâri, dacă ne putem spune așa, dacă un cetățean are un anumit noi, voluz, orice, face cerere scrisă, îi se aduce container și îl plătește la tonă. Asta nu înseamnă că cu o mașină trebuie să iei tot gunoi din comun. Dar nu cu mașină, de nici ei nu zice. Dar nu am zis că cât gunoi s-a aruncat înainte așa de iurea, cu toate coclaurile, toate dealurile. Eu am tot așa, am studiat cât am putut să spicuiesc și din asta. Scrie acolo, și chiar în proiectele pe care le-ați propus dumneavoastră, scrie inclusiv deșeurile din construcții să colectează. Da, da, v-am spus cum. Contra costă. Dar nu ăsta, deci v-am spus, noi dacă vreți, vă punem la dispoziție documentația. Ar trebui să ne prezentați aici în proiectele astea, să vedem exact cum scrie treaba. Deci cine dorește îi să pune la dispoziție toate hotărârile din urmă, care era la persoană. Și am văzut să spune, inclusiv se pot colecta, nu că s-a obligat să colecteze și deșeuri din construcții. Și deșeuri din construcții, orice. Orice. Da, mai punem în discuție lumea gușul ăsta, că ăsta sunt obligat să ne. La noi, deci... Să nu te contează, urmă, nu contează, dar să nu vii cu cantită, cu o căruță. A spus, vin cu căruță. A spus că s-a stat cel mic ceva. Păi da, dar oamenii nu vor să înțeleagă. Deci, băi, nu cu mine, trebuie să mea cu noi, pentru că aveai 10 fără de cum ce faci. Nu, dar trebuie să fie o cantare cu cantitatea. Pe locuitor, pe familie, cum? Nu, pe cap de locuitor, din câte mi-aduc eu aminte, era undeva la 2 kg și ceva pe zi. Pe zi. Pe zi. La săptămână ar fi 10 kg. Da. 10 kg pe săptămână, cam așa. Da, da. 7 ori, 2, 4, 5, da. Da. Din câte mi-aduc eu aminte, am 10 kg. Că e acolo specifică clar. Un noi menajer. Da, depășește. Da. Bine, oamenii nu zice că nu e nicio problemă. O spune, dacă, dar nu putem. Bine, ne mai spună lumea, a, că nu-mi ia lumea cu șupetă, zic că tăia un sac. Păi nu, bami și cu coșul căruței. Păi stai, ne. Azi fiind cercoși. Bine, toată compensarea, că nu toată lumea adună întotdeauna. Dar mă, ce se făcea? Eu am avut de vecine cu totul. Aia lui familie, că am zis că mi-am zis că acum nu mai știu. Dar se cunoaște. La primăria amendă, că era totul pe aprocat. Da, alte discuții, dacă mai sunt la punctul 4. Adică nu îi se poate găsi o utilizare. Asta e ideea. La ce? Da, la Rumicuș, da. Ba da, la foc. Ce anume? La foc. La foc sau ca îngrășit de pământ. Foarte bun. Nu se nu se ce are lumea, de ce nu utilizează de situație? Da, supunem la punctul 4, cine este pentru? Împotriva ține, trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB. Da, aici la ADIB știți că ei au avut până în 2020 un termen să facă, nu știu, valoarea la bani investiții. Problema e că dacă ați citit din documentație, ei nu prea au făcut. Iar în momentul ăsta vor să schimbe, cum ar veni, toată documentația, tot, ca să poată să obțină banii. Că ei, normal, finanțarea, din câte mi-aduc aminte, trebuia să... Nu, finanțarea era până în 2020, executarea lucrărilor până în 2024, dacă ceva de genul ăsta. Și acum ei trebuie să schimbe tot statutul și să facă mai puternică asta, asociația, să poată obține banii să se apuce de treabă. Că dacă nu, ați văzut că îi bagă în infringementul ăla, nu știu cum îi zice Dumnezeu, așa, și pot plăti amenzi mari. Și ei acum vor să reorganizeze toată... Știți că și noi suntem prinși până în... Noi nu toată comuna, Bârsăneștiul deocamdată, până în 2024. Deci până în 2020 obținem finanța. Nu noi, ei, la asociație. De fapt tot noi. Că așa ADIS-ul, e aceeași poveste. Tot aceea. Să obțină banii, ca din, între 2020 și 2024 să se apuce de lucru. Și acum ei schimbă tot statutul, schimbă tot ca să poată să meargă în continuare. Că spune că n-a fost eficient, n-a făcut față. Și vă dați seama, trebuie o reorganizare când ar veni. De asta schimbă. Trebuie să și ca să înțeleagă și cei care sunt în afară, ne urmăresc după aia pe internet, ce înseamnă adică? Deci este canalizare, transport apă... Apă uzată și deci apă potabilă și apă alimentare uzată. Alimentare cu apă potabilă și apă uzată. Adică canalizare, stații de epurare, tot. Dacă ați citit acolo, ați văzut ce și-au propus, nu știu câte zeci de stații de epurare, kilometri de canalizare. Să sperăm. Sperăm că va fi bine. Așteptăm să... Până atunci ar trebui să mai fi în Europa.
Să nu rămânem tot așa. Dacă să așteptăm, trebuie să știu că... Alte discuții la acest punct? Da, să punem la vot cine este pentru, împotrivă, abținere. Trecem la diverse. Abținerea se da. Deci noi ce am făcut la ședință de terioare, ar trebui să-mi dat un răspuns. Chiar și cu indicatoarele, cu viteza, cu drumurile astea, numai utilajul cu toate drumurile. Deci noi am făcut, am discutat în ședință și vrem să văd care-i măsurile luate? S-au propus ceva? Nu s-au propus? S-au făcut adrese către Bacău? Către Bacău cu indicatoare este și de la noi și de la poliție. Deci am făcut și noi adrese către ei, inclusiv pentru marcarea drumului, plus pentru reparații unde sunt zone defectate și special în zona Brăbeștiului. Acolo e cel mai dificil. Atât de ape pe partea dreaptă, nu știu dacă ați văzut că e... Deși ei sunt trecuți, când a venit comisia aia de evaluare a pagubilor de la inundații de la ploi, au și ei trecut acolo, dar văd că nu s-au apucat de nimic. Vreau să-l întreb pe domnul primar dacă chesoanele alea două de la Brătești. Eu le-aș cere pentru mine, mă duc eu cu traierul. Nu chesoane de la pot? De la pot. Nu. Dați-le să-l pun acolo, mi-a luat apa cu mine. Eu, dar nu puteam, da, să auzi de oameni și... Nu, nu e vorba de ele, n-ai înțeles greșit, de chesoanele care sunt date de la podul vechi. Așa era de o care spune să-mi luam la dată. Da, așa era de o care spune să-mi luam la dată. Da. Serios, spune unei Vasile Munteanu, nu știu cine a fost. Da, posibil, uite asta. Vor să ducă tot acolo la ei. Vrea să iei podul ăla de tablă. Știu, știu. Așa, să le pună pe alea, că-s mai găsit ăsta. Eu am întrebat, nu mă gândeam. Băi, când v-a sunat atunci, dar ce gălăgii făceau? Că aveam două, eu și numai mine, bineam. Mai cumperi două. Asta vă știu. Îți faceți prins, e embargo. Da, grinzele s-au dat în compensare, dânsul ne-a făcut transportul la grinzele de la Brătești, da, la grinzele de la Cătărâna, care vine încărcat, transportat, tot. Nu știu, ca să știi. Factură ceva la ea gâncit. Da, factură, da, este. Compensare, am zis. Nu, este factură. Da? 200.000, da? Este factură. Da. Când dai ceva, trebuie să nu știu să de exemplu, Brătești nu are pot la Cătărâna. Ele sunt pregătite, ați văzut că sunt pregătite. Da, ce le facem? Dar dacă sunt pregătite și le fură de alții de acolo? Oamenii au nevoie de pod acolo, de ce aia. Nu are ce să le iei. Așa le pregătim și nu le mai facem. Două, trei săptămâni, o lună, să le iei. Să pleci la acolo. Stai, să vezi, poate place. Alte discuții. Balastul să mai poate, din primit de pace. Eu cunosc foarte bine oameni, mă prezintă și vorbesc asta. Așa, iar o problemă, deci, e cum o dat drumul. O dat drumul pe dealul curță la apă, la vară. Așa. Și acolo s-a făcut ișanca. Multă lume are loc acolo, deci... Unde la Mihai era, la vară, tot drumul. Da, și acolo curs apă. Aurea a venit pe drum și a spus, mai este tubă, facem o traversare, mai punem un tub acolo la Mihaela. Păi, dar problema e că toți la care m-am dus, e drumul meu, deci cu drumul Brătești, toate drumurile sunt private. Deci nu, dar... drumul n-a fost pus de primărie. Deci știi ce vă spun, la Brătești. Deci orice tu m-aș duce să-l scot din drumul ăla, să-l duc tot în drum în Brătești, că nu-l duc în altă parte, nu, ăsta e tubul meu. Tuburile se aduce la primărie, este inventariază? Nu, nu, nu. Nu te dau judecată la urmă și pune trei mari fundale de noi, nu se toată acum ce-a cu băcut. Acum a fost zona sinistrată, venit doamnă. Facem altceva dacă nu. În Voldea, pune tu tubul ăla de beton, îl luăm pe ăla mea și facem o traversare. Acum sunt două, unul trebuie anulat. Că acolo, păi da, păi unul trebuie anulat. Ăla, îl lăsăm din primul, punem betonul cu ei mai mare. Da. Scoasea-mi un bun și putem duce acolo. Spre exemplu, dar poți să fii, acolo nu trece mașină, deci trece căruț. Nivelatul alea cu vultul ăsta, cu ăsta, că avem pentru drumuri de astea. Nu, nu se poate, ce clar. Că mâine auzit că a fost cumpărat... Nu, nu. Deci grinzile de la Consiliul Județean a sponsorizat
construirea catedralei. Nu toată, cât o sponsorizeam. Grinzile astea metalice s-au folosit pentru susținerea plafonului la cofrare. Deci nu știu, care a trecut în perioada aia pe acolo, ați văzut că el era eu și ieșit toate cu capetele afară. După ce s-au turnat planșeile toate la catedrală, alea s-au scos și s-au depozitat acolo. Consiliul Județean ce a zis, ce facem cu ele? Nu avem. Câte comune avem? Atât. Împărțit câte grinzi avem. Întâi ne-a trimis adrese dacă avem nevoie de ele. Vreau să fi fost spus că e normal. Eu am scris cât mai multe acolo. Păi chiar eu am făcut adresa. Și mi s-a dat grinzile. Le-am plătit, le-am adus aici. Trei le avem la Caraclău. Vrem acolo la Mișca, că e un colț chiar mare de sat acolo, că-s vreo cât 7-8 case, nouă, nu știu cât de sat acolo, mai multe case. Așa, am vrea să facem măcar pentru autoturism și pietonal. Și cu contribuția lor, ei deja au început să strângă bani, așa, și cu a noastră. Alaltele le-am dus la podul ăla la Brătești și ăla am înțeles că e de o importanță foarte mare podul ăla. Da, trebuie acolo. Solul trebuie. Da, trebuie. Ce când să faci ce da, deci. Hai să facem și pentru tunaj, numai pentru biciclete. Hai, nu să facem mai pentru biciclete. Hai să spun o fază. Deci ca să spun deci mai așteptăm. Cu tunaj. Noi am făcut acum cu Florentin un proiect să reparăm podul de la voi, de la Milii de acolo, podul de la Brodosul, de la Brodosul care duce către Albele și podul de la Caraclău de la Sfântul. Am început, am obținut certificatul de urbanist, am început cu avize. Eu nu am nicio problemă, tot ajungem la apele române. La apele române, deci apele române, pe râul Bârsănești este pe domeniul public, în inventarul domeniului public al Comunei Bârsănești. Dar în administrarea apelor române, ce ne spune apele române? Să ne concesionăm terenul. Deci noi acum trebuie să ne apucăm să cheltuim bani. Noi să cheltuim bani. Bani să ne concesionăm terenul. Mă, nu e a meu, în administrarea ta. Dar tu ai drept asupra lui. E în inventarul domeniului public. Nu. Deci dacă vreți să obțineți, aveți legea mușcutare, legal. Deci legal. Legea mușcutare. Albia probabil e al lor, probabil, nu sunt sigur, probabil. Albia este al lor. În administrare. În administrare. Probabil așa cred că sub aspectul ăsta invocă ei situația asta. Că albia fiind al lor, restul marul mea a fiind al lor. Probabil sub aspectul ăsta. Adică noi să ne concesionăm nouă. Deci vă dați seama și nu-mi dă aprobare. Altă problemă, că tot am vorbit cu Marcica ieri la mănăstirii, problema cu autorizații. Autorișcoala Bârsănești până la urmă a reușit foarte greu, foarte greu, deci am bătut drumul la Bacău de neasărit capacele, dar am reușit să obținem autorizație de construit. Am făcut neasăritatea undeva la 30% se execută lucrurile. Terenul de sport, așa s-a întâmplat, proiectantul care a fost adus, n-a luat în considerare firele deasupra terenului. Deci firele de curent care trec. Deși ele sunt izolate. În momentul când am cerut avizul de la unul, a venit unul nimic. Aviz neconform din cauza firelor. Dom'le, sunt izolate. Nimic. Nu se poate. Firele deasupra terenului de la școală de aici. Ne luptăm de 2 luni de zile să obținem avizul de la unul. Și nu reușim. Dar nu reușim. Până la urmă o să ne-l dea. Dar, de exemplu, asta că era vorba de Ion mai înainte, ca să ajungem și la discuția aia. De exemplu, duc dosarul la Ion. Dom'le, vreau aviz de mutare. Îl ține 30 de zile. 29 de zile. După 29 de zile îmi trimite adresa că îmi mai trebuie ceva la el. Trimit adresa respectivă, ce e? Stă 29 de zile și iar îmi mai trimite. Păi, vezi că mai trebuie ceva la dosar. Vă spun, am 2 luni de zile. Deci nu putem să mai așteptăm, că astea sunt impediente ca să timpuri să deci, facem mai așa. Ei, problema cu tonajul, am ajuns acolo. Da. Deci ca să poți face pe bugetul local un pod de ăla, aproape că te ajunge actele, cât jumătate din valoarea lui. Și de asta zic, eu aș fi mulțumit să putem face la fiecare intrare măcar, intru cu căruța, intru cu autoturismul și cu piciorul. Cu tonajul deocamdată, noi trecem prin apă, să mai avem acolo utilaje, iarna, dacă se înzepezește, ia un foc, fugem repede de desfacere. Dar măcar să reușim să putem face față. De urgență. Mașina îți duce până la fac. Refer tu la urgență, ca să faci urgență. Da. Eu zic așa, dacă nu le-am utilizat, cum spune albia lor, nu ar fi o soluție să facem, deci ne ducem cu niște grinzi, dintr-un pe un mal mai încolo, cu vreo distanță mai mare de mal, pe malul ăsta la fel. Da, ei au zonă, știți ce se întâmplă? Deci nu credeți că e malia. Ei au zonă de inundații. Zona aia de inundații e o parte care o avem, da. Care spune așa, de la axul râului, da. 15 metri, 15 metri, sau 20, sau 10, sau 30. De exemplu, aici, în zona blocurilor,
Zona inundabilă este de la Părâu și până în casele astea de peste drum. În cazul ăsta nu se poate face niciodată nimic. Da. Asta e situația. În cazul ăsta. Deci mulți spun, bă, că nu se face. Deci ne puteam duce deci de la mal. Deci chiar aș vrea să puteți să mergeți cu mine odată, să mergeți cu mine în nas toate. Nu mai vedem cam dialog, dialog. Totuși trebuie să facem ceva, că nu sunt cale de acces importante. Dimineața? Te-ai uitat azi dimineața și nu s-o stăm la șase? Deci tronsonul de acolo, de la deal, de la timp. A, da, alaltă ieri, da? Era iar? Păi nu, azi ieri s-a întâmplat în seara. Azi ieri și azi dimineața. Ce se întâmplă? Ce sectoare se strânge? Deci... Ele au niște ceasuri. Și ca orice aparat ăla poate să dea o mică eroare. Poate să aprindă un sfert 10 minute. El e legat. Nu i-a prins. Dimineața se stânge mai devreme, deci de mai știu. De azi se stânge la 6. Și acum de la ce oră la ce oră? Apoi este de la ora 20 la ora 6. Bun. Păi nu, că de la tine la vale cu domnul primar erau aprinse și de la tine la deal erau stins. Știu. Păi da, acolo e faptă de rețea. Deci rețeaua care merge pe punctul de aprindere de aici, se duce exact până la ultimul sfert de stânge la gel. De la geul pleacă aprinderea care e pe Glodos. Iar de la drumul caracolului este aprinderea care începe prin partea de jos a Gurăbăiei. Deci am schimbat toate vehiculele cu tot. Acum azi e la Fericeanu. Brătești? La Brătești. A fost și la Brătești, azi de la Regă. A schimbat și niște vehiculele. Am înțeles că nu mergeau. Oricum, să țineți minte. În tablou care, când schimbă contorul, acolo ne frige unul pe toți. Adică la ce? Deci când schimbă contorul. Da. Îi face un proces verbal că ți-l o schimba. Da. Și spune siguranța ta e de 10 ani. Hai, am ajuns, n-am putut să zic de față cu oameni, că eram șoc. Deci, o siguranță reprezintă putere. În momentul când el vine și îți calculează câte motoare ai. No. 10 motoare, domnul, ori 5. Domnul Vechie, nu e adevărat. Nu, e adevărat. Eu viu la matașa. Vreau? Hai să te elaborezi după aia? Da. Deci, o siguranță care are 10 amperi, da, e un preț. O siguranță care are 15 amperi al preț. L-a cumpărat? Nu l-a cumpărat, domnule. La ce? La energie. La nu e adevărat, vezi cum a ta ai un contract? Nu e adevărat. M-a dat? Uite, uite. Nu, vine lui, vine. Hai să facem așa. Hai să te mostrăm. M-a spus? Dar pe domnul i-am întrebat să o discutăm. M-a spus? Nu. Oare de m-a ta le-a văzut, nu știu. Nu, e asta. Alte discuții, dacă mai aveți aici. Nu. Așa, 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 așa